7, 13 ianuarie, a fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează nemotivat domnul Gabrilă și domnul Zors. Dar Gabrilă era mașină aici, în față. La dispensa, era în față. De fapt, de la pe jos. La caserie, el își face și la întâlnă. Eu l-am luat, telefonul e blocat. Dacă începem... Să sunt un pic, domnului. Dar nu, că nu iau eu. Nu iau. Ședința este legal constituită fiind prezentă majoritatea din dumneavoastră și își poate începe lucrările. Domnul primar, prezentați ordinea de zi. În primul rând, bine ne-am revăzut pe anul ăsta, la mulți ani, nu știu dacă... Cred că ne-am întâlnit cu fiecare în parte. Și sper să fii măcar ca și anul anterior. Dacă nu se poate mai bun, mai multă înțelegere și toate celelalte. Pe ordine de zi, astăzi avem patru proiecte. Era frumos să începeți ședința cu moment de recurege pentru domnul Roboza. A fost consilier și primar. Da, o să vedem la diverse date. Nu la diverse, am început. Deci, pe ordine de zi avem patru proiecte de hotărâri, cum a fost informat, și de ca șapte, patru pe ordine de zi și trei suplimente, tot punctul diverse. Cine este pentru ordine de zi? Domnul președinte, ales Cipotaru, vă rog să continuați. Am proiectul numărul 1 pe 2022 pentru însușirea contului privind activitatea asistenților personal la persoanelor cu handicap grav pe anul 2021. Domnul primar, dacă aveți ceva să... Cred că știți despre ce este vorba. Da, domnul Matei, aveți cu voi. Acest raport este un raport privind controlul periodic activității asistenților personale. Însuși, din conținut rezultă de aici, conform legii, că raportul acesta se face semestrial. Ori nouă se prezintă acum un raport anual. Deci, prima dată când e semestrial și este anual. În prima parte, ni se prezintă mai mult documentul, adică baza legală. Și după aceea spune, ia fiecare, și baza legală vorbește dinamica angajării, modul în care se asigură înlocuire, informații primul de asistență și după aceea dezvoltă. Și începe cu A, dinamica angajării asistenților personale. Și spune că anul trecut au fost 12 asistenți personali, iar în luna decembrie 2021 cu un număr de 13, de-a mai crescut unul. Aici nu ni se spune, deci se spune dinamica angajării. Trebuie să spun, de unde persoana cu handicap grav a venit din alt domiciliu, din altă parte, cine este persoana respectivă, cine este asistentul personal. Asta vreau niște date, așa pur și simplu una din lege. Mi-a prezentat o lege, tot, mai mult bazat pe lege. După aia, spune că aici există un plan individual de servicii ale persoanei cu handicap, adulte cu handicap și separat plan de recuperare pentru copil cu handicap. Asistenții personali trebuie să facă niște rapoarte de activitate. Nu rezultă nici aici, nu cred de aici. Că a făcut cineva, cine a făcut rapoarte de activitate, le-a întocmit, să fac lunar, cum, cine i-a făcut. Adică aș dori o evidență. Cine sunt persoanele cu handicap, câți minori sunt cu handicap, cine sunt asistenții personali, sunt din cadrul familiei, sunt angajați în altă parte, pe domiciliu, cât sunt în prale, cum vreau să fac și așa, pur și simplu aici nu am o documentație, pur și simplu legal, așa care. Mergem mai departe. Zice că se face o instruire la 2 ani și în cursul anului 2021 s-a făcut instruirea acestor asistenți personali. Dar nu se spune exact când s-a întâlnit, cine a participat, ce probleme s-au discutat. Adică eu spun că s-a făcut la 2 ani și cu asta gata. Când se face la 2 ani și s-a făcut în 2021 și cu asta gata. Dar trebuie să spuneți, a participat un medic, cineva de specialitate. Cum? Adică vreau ceva mai detaliat, dar e un raport totuși, nu? Ca să știi și noi așa, numai cum îi sprezită baza legală. Și aia, așa. După aia, la litera D, zice numărul de control efectuate și problemizat. Nici spune tot ce
spune legea, nici nu ne spune nimic. Câte controle s-au făcut? Ba mai mult se vorbește despre deplasări la domiciliu. Noi nu doream deplasări, eu doream scriișa controle. Deplasarea este una și controlul este alta, părerea mea. După aia am mai sesizat, sau nu știu eu, să vreau să mă lămuriți, zice indemnizații lunare pentru persoanele cu handicap grav acordate celor care optează pentru această prestație socială în locul asistentului personal. Dar cum, ei pot să optezi, nu se face în baza, nu medicul stabilește chestia asta, adică cine are dreptul asistent personal sau nu. Persoana reprezentată legal sau persoana reprezentată dacă este altă, poate opta fie pentru indemnizație, fie pentru angajarea în asistent personal și mai trebuie indemnizația. Bun, deci unul care este, nu poate să vorbească, nu se poate îngriji singur, ăla, o poate să opteze. Reprezentantul ilegal optează fie pentru indemnizație, fie pentru a se angaja. Păi spuneți-mi un pic, cât e cuantumul, ca idee, cuantumul pentru, cât e indemnizația cuantumul și cât e asistentul personal? 1524 de lei indemnizație. Așa, și asistentul personal? Cu gradația 0, tot 1524. A, deci este egal, da? Cu gradația 0. Dar, dar aș probabil... Diferă. Produs de vechimea 1. Da, și aici, la un moment dat, spune aici că e vorba de 24 de persoane cu handicap. Da. Așa, 24. Ori mai încoace spune că, de fapt, sunt 22. Păi, 24 sau 22? Au fost două concedii. Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, persoana cu handicap primește indemnizația. Și atunci, în luna decembrie, am fost 24. Că am avut două concedii. Dar nu rezultă de aici. De aia spune, dacă nu se scrie nicăieri, domnule, pe perioada, de ce ziceți 22, de ce ziceți 12? Inclusiv în raportul domnului primar, se vor și 22. Deci nu spune nici când concediu, nici când. Adică, se bagă, nu confortă ciclul. Și mai mult, și concluzionează raportul. Concluzionând, considerăm că legislația specifică persoanele cu dizabilități răspunde cerințelor persoanelor cu handicap. Dom'le, dar în urma când trage, adică un compartiment de ăsta se pronunță și trage concluzia că legea este bună. Dom'le, dar legea asta a fost aprobată, promulgată de președinte, nu a fost contestată, nu aduce atingeri drepturi și libertăți fundamentale, era un compartiment, vine și trage concluzia că legea corespunde. Dar el n-a fost chemat să spună dacă legea e bună sau nu. El a fost chemat să spună câte controle a făcut concret, ce s-a întâmplat, câte anchete sociale a făcut, ce a fost la controle, câte controle, câte persoane sunt minori, cu handicap, câte adulte, adică doream ceva mai... Câte misatul ăla, câte misatul ăla. În concluzie, eu nu împărtășesc acest raport. Și sugerez și colegilor că să fie refăcut. Mulțumesc. Mai scrie cineva acum? Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Abține? Una, două. Împotrivă? Deci 9 pentru, 3 abține. Nu, 8 pentru, 3 abține și 9 împotrivă. Yes? Domnul Mărcuț, domnul Ocheanu și domnul Durlan. Împotrivă domnul Matei. Nu, pentru. Proiectul numărul 2, privind aprobarea planului de activități și lucrări de interes local pentru anul 2022, ce va fi realizat cu beneficiarii legii 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Înscriu la cuvânt? Domnul Matei, aveți cuvânt. Văd că față de anul trecut, anul ăsta, sunt mai multe persoane. 104, din care cu 32 în plus, care sunt apte de muncă. Deci ar trebui și orele să fie mai multe ore. Văd la punctul 8 aici, curățarea izlazurilor comunale de Tofișuri și Crenciu Scari. Dar izlazurile, spunea, nu au fost date la stângi, la ciobani? Ce treabă au avut? Cum? Nu toate. Nu toate. Nu toate. Nu toate. Bun. O altă întrebare. La punctul 10, lucrări manopre de tăiat, despicat, lemn de foc. Și eu să am lemn, este două luni zile, mi-aduc lemn. Pot să-i fac contract cu primăria să-mi prăbești mii lemn? Nu, lemn de primărie. Nu scrie aici.
Eu nu scriu, am zis, poate orice. Contrapost? Păi contrapost. De ce să rupe o oasă? De asta întrebi. Dacă e contrapost, vin, fac plătesul, asta ce? Nu ne dăm de doi oameni și cu asta. Deci pot, se poate. E bun, și propun să mai adăugăm o măsură. Aici spune lucrări de curățare a șanțului aferit drumului comunale și sătești, precum și a șanțului aferit de drumului Spralea. S-a făcut anul trecut șanțul, dar eu propun să mai punem a 16-a măsură, respectiv strângere de pe marginea șoselei căiul Spralea, a sticlor, dozelor de bere sau sucuri și a materialelor plastice. Peturi, saci, sacoși și pungi, etc. De două ori, aprilie și septembrie. Anul trecut, când s-a făcut curățenie pe șosea de la căiuți Pralea, pe partea unde a curățat șanțul, a luat pietrul ăla, dar pe partea ăla tot acolo a rămas. Dar puteți să puneți ceva universal, adică toată comuna, nu neapărat aia să ținem pe Pralea. Punem toată comuna atunci, eu acolo am ținut. Adică s-o prind la atunci, s-o ocupi din pietrul ăsta, toată comuna, toate... Toată lumea din de mașină aruncă pietrul, aruncă hârtie, aruncă tot felul, un pachet de țigări și mai departe. Deci eu sunt de acord cu așa, da, cu amendamentul că să mai punem încă o măsură 16, cu strângerea pe imaginea drumurilor în toată comuna, la pietrul de așa deșeurile aruncate din mașini și așa mai departe. De două ori pe an să fac treaba asta. Dacă sunteți de acord cu amendamentul. Mulțumesc. Domnul Vlad, la acest plan de măsuri, aș dori ca la următoarea ședință de Consiliu, executivul să vină cu o listă de toți cei apți de muncă și aș dori ca în cadrul Consiliului să avem o discuție reală și certă vis-a-vis de persoanele care iau ajutor social. Pentru că știți, cred că 50% din ei sunt beneficiari de foarte mulți bani. Mașini, alte activități și vin la primărie să presteze muncă așa cum o prestează, știți, pentru asigurarea de sănătate, pentru totul altceva. Deci eu aș dori să ne prezentați lista în prima ședință, chiar vă rog să consemnați, doamna secretar, și să rugați compartimentul de la primărie care se ocupă așa ceva, să ne prezinte persoanele care sunt apte de muncă și să dăm o discuție exactă, că îi cunoaștem. Și să vedem care și cum chiar merită să ia acești bani. Așa, mulțumesc. Aici se la cuvânt? Supunem la vot. Cine este... Supunem la vot proiectul numărul 2 cu amendamentul domnului Vadim. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 13 pentru. Nu, abține. A, domnul, mă scuzați. N-am văzut. Proiectul numărul 3 privind organizarea rețelei de școlarizare în Comuna Căiuț, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Nu sunt înscrieri la cuvânt, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Domnul Vărcuț. Împotrivă? 12 pentru și o abținere. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea fazelor notă conceptuală pentru și temă de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții în ființare târg săptămânal pentru produse agroalimentare și de uz general în Comuna Căiuț, județul Bacău. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Domnul Orhean, aveți cuvânt. Eu pot fi de acord că un târg săptămânal, așa cum la considerat dumneavoastră, poate fi bun și poate fi necesar. Numai că, uitându-mă la valoarea pe care ați trecut-o dumneavoastră pentru acest obiectiv, respectiv 7.349.217.000 lei, echivalentul, dacă facem împărțirea asta, ar veni 1.500.000 de euro. Deseori vorbim și uzăm de un termen, și anume prioritizarea lucrurilor. Acest târg săptămânal și-ar avea și mai departe, mai este o precizare în acest proiect, și anume faptul că costurile pentru acest proiect și cheltuielile vor fi din bugetul local și din alte surse. Spune cheltuielile construcții, montaj, așa, deci în funcție de recomandări și așa de departe, din alte surse.
bugetul local și alte surse. Revenind la termenul de prioritizare al lucrurilor, eu nu odată m-am întrebat și de această dată îmi pun aceeași întrebare. Ați avut dumneavoastră în vedere prioritizarea lucrurilor necesare pentru această comună? Și m-aș referi la apă, canalizare, asfaltare de drumuri neasfaltate. Deci, din bugetul local, nu ar încăpea o astfel de lucrare, respectiv apă, canalizare, fie și numai secționată, deci nu în totalitate, lucrarea este mare. Nu ar încăpea asfaltarea unui drum despre care se face vorbire, mă refer la cel de la Căiuț, la Hârtiu. Voiștea, Brâncenți și așa mai departe. Deci nu încape, nu încap cheltuielile cu așa ceva, încape cu acest târziu. Dacă dumneavoastră considerați că asta este prioritizarea numărul 1 ca necesară în comuna noastră, e treaba dumneavoastră. Eu nu pot să fiu de acord cu cheltuirea unei sume atât de mari, chiar dacă este necesar, dar sunt alte lucruri prioritare. Și dacă nu vrem să ținem cont de ele, nu știu ce trebuie făcut. Deci 1,5 milioane de euro îi îndreptăm către un lucru care ar mai putea, cum a fost amânat atât amar de vreme, că doar noi despre târgul acesta săptămânal nu discutăm numai anul acesta, am discutat de ani de zile, din legislatura trecută. Acum ne-am gândit așa, hai să-l facem pe ăsta și nu alte lucruri care sunt mult mai urgente și mult mai necesare. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă mai ați venit cineva la pădării? Da, și am văzut aici că mi se propune articolul 3, finanțarea investițiilor din bugetul local și inclusiv credite, fonduri guvernamentale, fonduri externe. Eu ar dori cuvântul credit să le eliminăm și să apelăm la credite, zic eu, pentru lucrarea care ar fi podă sau până acolo o lucrare mare, acolo chiar să ne împrumutăm. Dar acum să ne împrumutăm eventual, să luăm credite pentru acest târg săptămânal, parcă n-ar fi corect. Adică să lăsăm credit, care zero credit pentru lucrări mai mari, care aia sunt legați, HLT-ul ăla acolo, trebuie cumva, acolo chiar să ne punem, adică să ne împrumutăm, să facem rezolvă. Așa că eu propun să scoatem credit. Deci, ca să nu dăm posibilitatea domnului primar, că zice, domnului, s-a aprobat consilier, s-a credit. Și atunci cuvântul credit este eliminat. Eu propun amendamentul ăsta. În rest, cred că e necesar târgul ăsta, că pe zona asta, județul Bănești, ar avea rezultate toți locuitori de aici să desfacă produsele și să fim învăți civilizate, zic eu că simplu. Mulțumesc. Domnul Mărcuț, ai zis. Da, din avizii de acest târg, eu aș fi de părere cu banii ăștia se poate cumpăra fosta fabrică de lemn de dincolo de Ronda și pusă la punct și putem oferi un jur de 100 de locuri de muncă în comuna noastră ca să fie bine pentru cetățenii comunii. Nu să risipim banii, cum le-am învățat de-a lungul timpului. Trebuie un proiect pe termen mediu și lung ca comuna să beneficieze de roadele noastre. Mulțumesc! Da. Deci, așa cum înaintea noastră din coleg, cred că domnul Mărcuț a mai discutat, eu zic că haideți să ne punem la masa comună toți și haideți să, împreună cu executivul, să prioritizăm efectiv ce este de făcut și ce e urgent de făcut pentru cetățenii comunii că este. Nimeni nu zice că târgul nu este bun, că e o idee și o dorință mai veche. Cu acea cetățenă, așa, executivul actual, ăla trecut și viitor. Dar haideți un pic să devenim realiști, să vedem efectiv de ce are nevoie comuna în imediata apropiere. Pentru că timpul trece, nu s-a mai săpat decât doar un metru pentru apă. Nu s-a mai săpat un puț de apă. Și banii au fost. Nu s-a investit în nimic ce înseamnă infrastructură alimentare cu apă, la ce avem. Ne bazăm pentru pe proiectul ăla mare care se vinea să alimentare cu apă, să dea Dumnezeu să realizeze
din Salini, dar haideți să ne gândim la nevoile urgente ale cetățenilor. Eu, din punctul meu de vedere, și tot se facă toate odată, că sunt binevenite. Dar și dumneavoastră trebuie să vă gândiți că dacă veniți cu 700.000 de euro pe finanțare jumate, mai găsiți 200-300.000 undeva și faceți o alimentare cu apă. Să fie apă sau asfalt, sau, mă rog. Gândiți și eu zic să ne gândim toți, de comun acord, nu fi criteriul muncii în folosul cetățeanului, nu știu, pe alte criterii politice sau de altă natură, să gândim ce este urgent de făcut pentru cetățenii noștri din comuna Căiți. Mai ales este început de an, o să vină bugetul, la buget o să spună domnul primar, mergem să discutăm, dar până atunci, cu dânsul, într-o ședință, sau cum vreți, sau la un punct divers, haideți să prioritizăm, iar pe nou buget, domnul primar o să vadă ce resurse are, ce mai vine extra și ce se poate face rapid. Mulțumesc. Am venit cu o întrebare, colegă. Aplasamentul se spune că este vis-a-vis de benzinerea pe costat. Acolo, vă spuneți voi, ala s-a putut, acolo ar fi de 7500 de pătrați. Ajungeți supravața acolo sau urmea să niveleze pe el acolo ceva? Așa cum este, nu cred că ajunge, nu știu ce, nu? Cum se referă este benzineria, da? Vine încoace mai înspre... E toată suprafața între drumul comunal care duce spre fostul service. Aici drum, este un drum care duce în față la așa, în față la Obroiul. Așa, deci ca și tot aliniamentul de lângă drumul național, inclusiv de lângă drumul județean, până în curba spre Praș. Toată platforma aia va fi amenajată, plus pentru animale am gândit-o sus pe un platou care este la vechea lutării de gura aia deasupra lui Bucu. Separat pentru animale. Dar dacă mai aveți, mai ați discutat ceva, eu vreau să spun numai două, trei cuvinte. Că... Da? Codruț, vreți să ne scrie cuvânt? Toată lumea și toți gândim cam pe aceeași... Domnul Matei, Laurent, hai, spune. Eu am fost de acord întotdeauna cu înființarea unui târg comunal, dar nu oricum. Deci nu oricare târg, cum vedem, prin altă parte sau cum a fost cândva, pentru că nu își mai are rostul. Deci un târg care să facă parte dintr-un plan mai mare de dezvoltare a comunii, un târg care să creeze locuri de muncă și să-i ajute pe cei care vor să creeze locuri de muncă. Ar fi normal să purtăm mai multe discuții pe tema asta și să fim și noi consultați. În regulă, atât. Ce vreau să vă spun? Nu cred că poate să spună cineva, sau oricine dintre noi, nici măcar eu, nici măcar domnul viceprimar, care suntem în executiv, că nu vrem sau că noi ne opunem prioritizării lucrurilor. Când vorbești de târgul săptămânal, pe care vrem să-l facem, te pui, bă, dar stai, n-ai drum la Hârtiu, că să legi 3-4 sate și vrei să faci târg. Dar e cumva propus târgul înaintea drumului? S-a gândit cineva ca să facă târg în defavoarea drumului? Sau a aducțiunii de apă pe care încercăm să o obținem de la fondurile de la Angel Salini și a drumurilor care sunt depuse și vrem să le obținem de la Angel Salini? Credeți că eu aș putea odată să duc 70.000 sau 700.000, cât a ieșit acest deviz, pe târg săptămânal și să nu duc pe acel drum, dacă e nevoie să-i duci din bugetul local? Fiecare lucru are prioritatea lui. Credeți că la momentul ăsta, în afară din... Deci avem proiecte care nu le-am demarat, care n-am vorbit despre ele, lucruri uitate din comun. Și facem târgul în defavoarea acelor proiecte.
Avem proiect pe apă, avem proiect pe canalizare, avem proiect pe drum, avem proiect... Stăm cu ele la limita, la start, cum ar veni. Și ni s-a sugerat că ne poate ajuta cineva și pentru chestia asta. Îl punem și pe acest proiect la start, în competiții, cum ar veni. Îl punem la startul din plecare. Asta nu înseamnă că luăm banii de la drumul de la Hellview și ducem la Târgu Săptămâna. E spus, dar nu pot să fac chestia asta, că mă mustrează, mă bate bunul Dumnezeu. Deci nu putem gândi în felul ăsta că... Dar atunci, haideți să faci, care e prioritatea numărul 1? Drumul la Hellview. Nu ne mai gândim la nimic altceva, nu mai facem nimic, stăm și așteptăm drumul de la Hellview. Și dacă nu putem obține pe ăla, nu ne mai interesează de restul din comuna asta. Eu știu că e prioritate drumul la Hellview, știu că trebuie. Dar asta nu înseamnă că stai pe loc și nu încerci să mai faci nimic. Nu știu dacă mă înțelegeți, nu vreau să fiu... Cu toate că aveam intenția să mă... Nu să mă învoiesc, să mă retrag. Am dat în ședință, la ora 4 trebuia să fim într-o altă ședință. Dar am stat, am zis ca să decurgă lucrurile cum trebuie. Am o ședință tot pentru comună, pentru proiectele, pentru bani pe PNR, pentru... Nu știu, școală, avem, trebuie să mai facem o construcție în curtea școlii nouă. Și acolo să ziceți, băi, o să vinim cu ele de la către dumneavoastră. Dar te apuci din școală, acum s-au dus de sport și ne-ai făcut drumul la Hellview. Dar ce să-i facem? Așteptăm, stăm la linie de stat. Este prioritatea numărul 1, așa e. Da, nu știu dacă m-am putut înțeles, cam asta, ca să... Domnule președinte. Da, eu vreau să... Înainte să vă dau cuvântul. Părerea mea, aveți dreptate. Perfect dreptate. Dar cheltuim niște bani din buget local. Adică, de exemplu, la proiectul ăsta, pentru proiectare și asistență tehnică, mă uit aici un miliard. Am mai cheltuit pentru nu știu ce, încă un miliard. Am mai cheltuit, iar un miliard. Adică s-a adunat un miliard. Părerea mea, eu zic doar opinia, să duc destul de mulți bani pentru proiectare și pentru avizile astea și după asta venim și spunem, păi n-am reușit să primim un aviz la proiect. Sau n-am reușit finanțarea. Am pierdut și banii și nu primim nici finanțarea. Da. Și dumneavoastră aveți dreptate. Proiectele sunt depuse, așteptăm finanțarea, așteptăm startul, așteptăm... Nu, zero pentru a te înscrie undeva. Sunt foarte mulți bani. Același lucru s-a întâmplat, vă spun, am fost... În 3 zile, săptămâna asta, continuă la școală. Același lucru să mă întâmplă la școală, să vin la dumneavoastră cu o aprobare de proiect de reabilitare, anvelopare și o construcție nouă de sală de sport și încă 6 săli de clasă. Prin motiv că din septembrie, în loc de 60 de preșcolari, avem 80 și nu mai încap în școală. Plus că eu nu o să dau o negație vis-a-vis de școală că nu răspund într-o situație de urgență, într-o situație de incendiu. Că la 80 de preșcolari, nu știu cum poți să-i mai scoți din școala aia, cu aia mai mare, la un loc, să-i scoți afară de la un incendiu. Da. Păi, miliardul de aici și miliardul de acolo s-au făcut 2 miliarde. Am putea face o sală virtuoasă, 2 miliarde, mai pune ceva cu cel local și am făcut fără proiect, fără... De primăvară dăm drumul la construcție. Da. Dar domnul Bordeaua, domnul primar, dumneavoastră aveți parțial dreptate. Eu cu parțial dreptate toată lumea. Eu când am spus prioritizarea lucrurilor, și eu nu v-am spus cu dumneavoastră că nu vă preocupați, ziceți, de unul și al lucru. Referitor la drumul ăsta și la târg, recunoașteți că prioritar ar fi drumul. Întotdeauna. Problema pe care eu, dar dumneavoastră, nu prioritizați lucrurile. Atâta timp cât pentru târg veniți cu propunerea să fie din bugetul local sau și cu credite, cu luatul unor credite, la drumul respectiv sau la alte investiții pe care ziceți că le prioritizați, n-ați mai venit cu această propunere. Care anul trecut, dacă mi-amintesc eu, am discutat-o anul doi și am spus, domnule, azi facem un împrumut, dacă nu. Aveam niște bani în misteria comunii. Banii aia și cum împrumut și nu știu ce demaram.
Azi nu putem, domnul pentru că așteptăm... Un pic, îmi cer scuze, mă grăbesc. Și păi mă vrea să încheiem proiectul ăsta și după aia să mă pot retrage dacă... Continuăm așa până când retrează cu... Îmi cer scuze că v-am întrebat. Dar... Orice proiect, indiferent de cât de mic sau de tot îți trebuie conferit ceva din bugetul local, ca să poți să dai drumul. Nu poți să ștergi acolo bugetul local și pui zero. Puneți, vă rog frumos, o limită de sumă din bugetul local. Dar ți-am zis să nu trebuie, domnule. Păi, nu poți să... Păi, dar ați vorbit, am cerut cuvântul, mi s-a dat cuvântul. Îmi cer scuze, vorbiți. Păi nu, ziceam că cer scuze dacă nu mă lăsați să vorbesc. Dar nu v-a acuzat nimeni că, și n-a spus nimeni că din bugetul local, pentru orice proiect trebuie, abizer, câte și mai câte. Dar nu ați făcut același lucru pentru un lucru care este prioritar rectă, respectiv drumul respectiv, să spuneți, doamne, hai să luăm din bugetul local și cu credit. Nu, dar la târg veniți. Și recunoașteți în același timp, recunoașteți că târgul nu ar fi chiar atât de prioritar ca și drumul respectiv. Mergem pe amendamentul domnului Matei, scoateți credit de acolo. Eu nici n-am mizărit, n-am văzut cât trebuie credit acolo. Că nu fac eu cel săptămâna din credit. Domnul Rodoare, răspunde. Domnul primar, așa este, cum spuneți dumneavoastră, că neavând proiecte, nu poți să-ți susții cauza. Și dacă nu cheltui bani pentru proiecte să ai ce să depui, nu ai șansă de câștig. Dar eu, poate față de ceilalți, citesc mai mult vis-a-vis de anumite cheltuieli și ce să fac vis-a-vis de Consiliul Local. Sunt, marea majoritate din ele sunt publice. Eu spun așa, la câte cheltuieli s-au făcut numai cu întreținerii drumuri în ultimii 5 ani, astăzi cu banii aia care dacă se duceau pe drumuri, că eu era asfaltat ca coadă. Se duc, nu știu, prioritatea noastră chiar mă interesează și nu dezvolt mai mult. Dar când am zis cu prioritizare proiecte și bani, cred că știți la ce mă refer. Și au dreptate, nu la târg un miliard. Dacă s-ar duce un miliard SF-ul și ălea, îl duci. Dar se duce mult mai mult. Începi, mai vine aia, mai vine aia, duci câteva miliarde. Dar ori 5, 6, 10 miliarde pe an, cu chipzuință și nu mai rupte, că am mai asfaltat acolo, am mai reparat acolo cu 3 roabe de beton, nu știu câte sute de milioane. Banii ăia așa, 10-15 miliarde, care vă spun eu, că dacă vă spun acolo sub livilire, amintesc, des când dați dreptate, care se duc anual, se pot duce pe un segment de drum. Sau cu 10 miliarde, dacă îi rup într-un an, fără, fac un tronson, alimentez cu apă, îi fac casa de apă. Cu buget local. Mă duc prin proiect cu buget local, finanțare de 4 ani și îl fac. Îl am ca prioritate, duc banii acolo să-l termin, plus altele. Credeți că dacă astăzi, nu știu, cred că aveți 10-15 proiecte care sunt finanțate și au mâncat câteva zeci de miliarde, credeți vreodată că alea toate vor fi finanțate? Eu sunt sceptic. În condițiile în care, astăzi, cred că și e și vina mea din trecut, că nu zic că nu vin cu critică dumneavoastră, astăzi cred că avem cel mai urât centru de pe valea asta a comunii. Tot venim reparând drumuri. Care mama măsii mai reparând drumuri, întreținând drumuri comunale? Pe cel mai lung drum la Măcin nu s-au băgat 30 de mașini de piatră în 6 ani. Păi cu 5, 3, 5, 4, 2 miliarde într-un an am pus 200 de metri paveli. Mai pun următorul, fac. Se pot face. Asta ne gândeam la prioritate. Nu că suntem împotrivă la târg. Ferească Dumnezeu. Dar știți ce o să întâmple la târg? Și suntem aici, că la aprobăm. O să vedeți, faceți proiectul, Consiliul Județean anul o să vă dea finanțare pe târg, 30 de miliarde, 40, și o să fim nevoiți să facem târg. Și să dea Dumnezeu să-l facem. Că este nevoie și de el. Nu contează. Ce-i făcut, rămâne cum făcut. Dar eu las la mă, haideți un pic, strângem sacul de la gură și haideți să dăm drumul la un proiect pe buget local, să vedeți cu ușor, ușor îl facem. Da, băi, în 4 ani, dar 4 ani l-a făcut. Și puteți azi 3, 4, 5 miliarde, merg de acolo, mâine 2, 3, 4, 5 miliarde să faceți. Asta mă gândeam la prioritizare. Nu că nu poți să zici că nu fac un proiect, că mâine și eu sunt convins că la anul va apuca zi târg. Oate, suntem aici atunci și noi discutăm. Dar haideți să ne gândim și la efectiv ce nevoie la oameni.
Să vă spun clarit, dar unde duci, cer asfalt, apă, canal. Deci asta invers prioritatea. Ați văzut acum, ca să nu fim răutăcioși, chiar v-am susținut cu banii ăștia, când ne luăm peste voi, care sunt la apă, și ca să nu vă mai reținem mult. Alocați în bugetul ăsta 1,2 miliarde, cu puteți, mai săpăm 2 puțuri. Acolo la căiți, e unul care l-am făcut, celelalte 2 sunt fundate. Luați 3-4 pompi care vă trebuie să le avem și vă rog, ca domnul primar răzcă pleacă. Mulțumesc, ca să nu mai lungim, poate... Vreau și eu să... Dau ceva, nota conceptuală la articolul 3. Avem un asterix aici, în care ni se aduce la cunoștință că în funcție de recomandările din studiile specifice, avize, etc., se va recalcula valoarea totală a proiectului. Și mai jos, se propune realizarea acestei investiții din buget local și alte surse. Dacă mai sunt și alte surse, haideți să punem un prag maxim. O sumă maximă din buget local pe care putem să o... Procentuală, puneți. Așa, nu pot să știi. Așa începem târgul și o să venim iar cu alt proiect. Sau s-a scumpit cimentul, s-a scumpit motorina, s-a scumpit toate. Mai facem un act adițional la ei. Ca suntem trecuți prin lume. Haideți să punem o sumă și atunci dăm drumul la... Dacă sunt de acord, colegi. Atâta. Nu mai comentez pe marginea proiectului, dar vreau să, când mai vorbim de buget, de bani, de comuna Crăciun, să nu gândiți ca un lucru sărac. V-am mai spus și altul, nu suntem atât de săraci. Suntem de atât de cârpiți să nu ne permitem să facem niște lucruri în comun. Că nu ne permitem investiții din amploare mari pe buget local, e altceva. Dar nu? Colegilor, avem susținere, avem... Vreau să vă spun, mi-au venit sumele de la finanțe pentru anul 2022, sunt generoase față de anul anterior. O să ne vin la Consiliul Județean, acolo mă duc la ședință, acum, când plec de aici, de la dumneavoastră. La primele discuții, o să fie generoase și alea de acolo. Deci nu putem vorbi că ne strângem, nu facem nimic, că nu avem. Dar ce să facem? Facem centru comun. Vreau desăvârșiri. Îl facem prin buget local, ducem toți banii acolo? Sau încercăm să facem un proiect cu niște piste de biciclete? Că să finanțăm pe așa ceva. Vă rog, care mai aveți dintre dumneavoastră, mai uitați-vă finanțări publici. O să vedeți. Pe alea, pe alea, pe alea. Și haideți să le încercăm. Cele mai bogate, cele mai frumoase, cum să vă spun, comune din țara asta, sunt cele care au lucrat pe proiecte și au adus bani de afară. Ca să faci tu un lucru numai cu bani, nu poți la momentul ăsta. Dimineața am fost la o ședință, dar văd că s-au început să mă concentreze chestiile astea. Cu Onești, cu toată zona Oneștiului, vor să aducă autobuzii electrici. S-au nevoie de noi, ca să dea o rețea încoace, de toate comunele limitrofe. Toată lumea se gândește la finanțări, la proiecte, la astea. Bagă Onești o grămadă de bani, ca și cu finanțare în aceste proiecte. Și suntem și noi cumulați cu ei. Dar atunci hai să ne strângeți, să stăm numai pe banii de buget local. Să facem, de exemplu, garantat să facem drumul de aici la Hertiu, în 2 ani, între el, cu banii de buget local. Dar nu mai făcut nimic altceva. Nimic, nimic. Nici nu mai gândim o dată la ce. Dumneavoastră de ce? Da. Vreau să vă spun. Dar din 2016, de când sunteți primar, domnul primar, de ce nu v-ați concentrat? Anul 1, pe centru, anul 2, apă, piste, apă, anul 3, etc. De ce am ajuns după 6 ani să nu avem nimic? Oare cu e vina? Într-adevăr, e vina Consiliul Local. Dar nu numai lor. De ce acum în 6 ani ne trebuie și târg, și cerc, și mama dracului? Până acum, anul 1, anul 6, nu ne trebuie nimic. Mă întreb și eu. Mulțumesc. Să mai știi cineva la cuvânt? Cine la cuvânt? Proiectul 3, amendatul cu viitorul lui Matei. Vorbați să pun interne amendamente și pe aia proiectul, dar putea să fie nevoie de amendamente. Și noi pot să fim proiectul cu amendamente. În cazul de fapt,
Cine este pentru? Abține? Ce am văzut la urmă? Cine este pentru? Abține? 3 abține? Domnul Chiar un putin. Mai de aia și acolo abține. A, 4 abține. 5? 5. 4 abține. Câte abține? 4 abține. Haideți să colegi mâna sus. La abține. 5 abține. 1, 2, 3. 3. 4 abține. 4 abține și 1 putin. Eu vreau să subliniez rapid, pentru că consider că acest proiect merita o discuție mai amplă în cadrul Consiliului Local. Domn primar, personal timp. Poți să ai loc și la sperăm de toate, chiar. Sper. Dacă vă dați seama, o să fie proiect tehnic, o să fie de aprobat o grămadă de lucruri, dar până la demarare și până la aici, da? A, e timp de discutat benevol. Eu în afara subiectul domnului președinte. Nu ne-am gândit nimeni că după finalizarea în termen de 5-6 ani prevede aici în proiect, e posibil la o realizare așa de mare să fie și pierdutul pentru posibil loc și primărie. Asta nu ne-am gândit. Ce să fie în aia? Resurse de la țări, beneficiile care va veni la primărie. De cum? De unde? De gata pe păi de unde? Din târg. Păi nu pui taxe, nu pui impozite pe acolo, cum? Da, v-ați întrebat câte faci, câte... Păi vine din jurul comunului, vine din jurul comunilor, satele și vine cu marfa aici. De ce vedem, de ce vedem lucrurile? Eu v-am ascultat pe dumneavoastră. De ce le vedem așa de strâmbi toate și le pune de acolo Dumnezeu și una? Dar de ce ați văzut dumneavoastră la Dofteana, ce târg la Dofteana? La Dofteana, chiar pe alineamentul Moinește. Nu vă place cum e? Marea Muntelui cu Marea Plângei. Marea Muntelui. Când vreți să pune în coadă, o pune în oalar, o pune toată unii vrei la oară, știi? Hai să trecem mai da, mă rog. Trecem la următorul proiect. Asta o depideți, dori atunci o realizat și atunci o să vă dați. Neivalit. Hai să vă spuneți la următorul proiect. Așa, da, da, da. Nu m-am vrut să concludez, dar cum tratează o parte din localism pentru viitorul comun? Cum tratează o parte? Hai, domnul Andrei, v-am ascultat, domnul primar. Sunteți consilieri în ultimii 6 ani, da? Nu știu, eu da, mă rog. Spuneți-mi și mie la câte proiecte am fost de acord. Câte s-au făcut? De ce ne certați? Aveți certitudinea că se face? Am zis că fie o discuție mai amplă. Da, încercăm. Da, da, să încercăm. Cine dar zice să nu încercăm? Zice cineva să nu încercăm. Hai să facem după ședință. Trecem la suplimentarea după ordinea de zi, la proiectul numărul 5, privind restringerea unei plângeri prealabile, formulată de domnul Danilă Culiță, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 89 din 21.04.2021. Nu cred că e data bună aici. Dar e vorba despre taxa cei 60 de lei pe lună încasați de serviciu de apă de la fiecare cetățean în parte. Domnul primar, dacă... În urma ședinței care a fost prezent și domnul Danilă, au o discuție, sunt o discuție la tine, că nu e legală, că nu se poate, că nu... Da, a făcut la prefectură sesizare și noi trebuie să o să punem... A venit respingere la prefectură, nu? Da. Nu se reținează prefectură. Da. Până nu
dar noi trebuie să-mi potrivim sau ce, dacă e sau nu e... Are stai cadrul legal să dăm un respingere Consiliul Local? Da. Codul m-a pus să la rămân materiale. Cel care a dus actul administrativ trebuie să dea o soluție supra ceea ce a dat. Și automat se respinge pentru că a intrat în circuitul civil. Adică a fost transmis în serviciul și s-a încasat. Nu se mai poate lucra la administrativă. Da, domnul Danilă, până la urmă, niște nemulțumiri personale, cum să le spun, sau nu știu ce să... Aia, nicio... Nu prea am înțeles mare lucru de la dânsul, dar în fine. Să spui ceva, nu mai zic ceva, să punem la tot, sau orice acolo. Dacă e să ne amintim ce a fost în acea ședință în care a participat și domnul Danilă, eu ar fi fost bine, după părerea mea, să fi fost și astăzi, dumnealui aici, anunțat. Dumnealui nu s-a opus la nimic decât faptul că vine în Consiliul Local, primăria, cu acel adaus de încasare a unei sume de bani pentru acoperirea unor cheltuieli a serviciului de apă, cheltuieli care ele n-au fost fundamentate, sau mai bine zis, pierderile respective, datorate unor pierderi, pentru că a existat o diferență dintre cantitatea de apă pentru care s-a încasat bani și cantitatea care a ieșit de acolo, care a ieșit din bazinele respective. Și dumnealui, eu și atunci și acum consider că a avut dreptate, nu pot să-mi iei mie niște, să-mi încasez niște bani pentru niște cheltuieri, care de fapt ele nu sunt evidențiate clar și toată această pierdere sau cheltuieli care sunt denumite cheltuieli, au fost neîncasări a cantității în integralitate, a cantității de apă, care a trecut prin pontoar la ieșire și nu a corespuns cu cea pentru care s-a încasat de la cetățeni. Și din acest punct de vedere, eu consider că domnul Danilă a avut dreptate și că cetățenii toți care au plătit sumele respective n-ar fi trebuit să le plătească. Fapt pentru care sunt împotriva acestui proiect. Eu voi fi pentru acest proiect, pentru că am fost de acord cu acea taxă la apă și vă spun de ce. Deci de-aia suntem aleși în Consiliu, că vor veni timpul sau sunt momente când vor trebui să decidem mai dur poate sau, mă rog, umblând la buzunarul cetățeanului ca să salvezi ceva ce ai. Acum, nu zice nimeni că nu sunt deficienți în serviciul de apă, că nu... E greu, este de mult făcut. Nu s-a mai investit nimic în el, îi trebuie o resuscitare. Dar de ce să ajungem la momentul când, dacă trebuie să schimbăm o bujie la motor, îl casăm în loc să-i punem bujie să meargă motorul? Aici vreau. Da, s-a făcut un efort pentru toată lumea. Am dat cei 60 de lei de două ori toți, poate eu am 5-6 puncte de apă unde am plătit și n-am zis nimic că nu trebuie. Dar să renunți fără la apă pentru 60 sau 100 de lei și ne-am luat bobonaci toți consilieri și eu mi-asum acel vot. Nu se merită ca să distrugi ceva sau să închizi ceva când poți să dai. Poate mai existau și alte variante, dar la momentul respectiv eu consider că acea variantă a fost bună și astăzi poate cumva serviciul ăsta de apă și cu infuzii de capital să mai reparăm, să facem ceva în ăsta, sperăm că va merge și va oferi apă la cei 70% din cetățenii comuni. Deci nu dărâmăm ce avem, dacă putem repara. Mulțumesc! Da, spunem la tot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? O, 4, 1. 4 abțineri? Da, 4 abțineri. Da. Câte abțineri? 4 abțineri. Domnul Marcuț, domnul Jordan. Nu, eu nu am fost mine. Domnul Roșcan.
Nu au fost pentru că au fost pentru și pentru taxe. Trei abțineri. Și o împotrivă. Trei abțineri și o împotrivă. Trecem la proiectul numărul 6, privind însușirea suprafeței măsurate a unui imobil aflat în inventarul domeniului public al Comunei Cârâș, județul Bacău. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Deci nu sunt imobilii vorba. Fondul la frate. De la până aparte. Am văzut în proiect. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Pentru, poate. Da, trecem la proiectul numărul 7, privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, începând cu data de 1 ianuarie 2022. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Da, ne explici cineva. Domnul Matei. Altcineva? Domnul primar. Da, domnul secretar, nu știu de mai multe detalii. De la 1 ianuarie, salariul de economie de datatul de 2050, coeficienții din 2017 se înmulțesc cu 2050. Diferența este că la serviciul public de alimentare rămân pe loc. E singurul loc, nu rămâne pe loc. Rămâne la nivelul 2021, plus majorarea CFP care la de care de ce nu se merge pe bază salariul minim și la ei? Da, este. Vorba că au salariul minim, sunt sub salariul minim, au coeficientul, rămâne blocat la nivelul 2021 din cauza problemelor care le cunoaștem. Adică, asta m-a dus la la chestia asta noi. Puteam să facem și la ei, dar am zis că nu-i logic, nu-i normal. Ca în situația asta să fie și ei în aceeași. Dar putem modifica. Da, poate da, puteți să vedem că merge cel puțin nu roz, cel puțin roșu. Da, domnul primar. Dacă permite. Vorbim de care să facem, să facem și facem. Nu am ajutat discutații, deci acum avem ce cu voi. Nu fi tot votăm și tot dată. La articolul 2 se propune că se sau să prevede că începând data din 1 ianuarie salariul de bază se stabilește pe baza coeficientului de ierarhizare prin înmulțirea cu salariul de bază minim brut. Eu am studiat toate articolele de lege indicate legea, o ordonanță toată acolo și n-am găsit nici ele, obligativitatea, că atunci când se mărește salariul minim pe economie, trebuie să mărească salariul de bază. N-am găsit, dar de ce trebuie să mărim noi acum? Unde scrie? Văd că la articolul 2 nu se intră nicio bază legală aici. De ce trebuie să suntem noi obligați să mărim salariul la funcționare? Nu suntem obligați. Cum? Nu suntem obligați. Că dacă nu e baza legală, nu. Deci nu suntem obligați. Nu scrie nicăieri. Legea s-a, prin lege s-a spus că s-a mărit, s-a majorat salariul minim brut de țară, garantat. Asta înseamnă că nu pot să angajez decât la salariul la fel astfel, la 2550 sau cât este, 2550. Dar aici nu ne obligă, nu? Legea n-a spus că e obligator, trebuie să mărești. Deci asta trebuie să mărești salariul minim atât. Cum? Salariul minim să mărești atât. Salariul minim. Dar nu trebuie să mărim și cu eficiență, înmulțit cu salariul minim. Adică automat să mărim și salariul la toți din primărie. Asta e obligatoriu. Păi nu e obligatoriu, corect. Și eu din cauza asta mă opun, că n-am baza legală. Asta vreau să spun. Domnul Mărcuț, alesu. Ce vreau să vă zic? De ce împărțeți torba din oi în două oi negri, trei și restul alb? Oamenii de la serviciul de apă nu sunt vinovați 100%. 50% sunt ei, 500% executivul. 50% executivul. Nu mări salarii la oamenii de la apă, nici dumneavoastră. Că dumneavoastră sunteți creierul care trebuie să-i pune la treabă. Să uitați că executivul nu sună risala. Sau restul. Da? Păi nu, de mărești după o oră.
Da. Deci, de ce? Bă, aia sunt răi, nu. Dumneavoastră sunteți vinovați. Dumneavoastră sunteți capul care trebuie să spun. Faci aia, faci aia, faci aia. La sfârșitul săptămânii, sfârșitul lunii. Ia, fratele, ce ați făcut? Unii? Care? Cum? Deci, asta e adevărul. Oile negri, dă-le în pizda mea. Oile albe, dă-le la taie. Nu e corect. Eu nu m-am abținut și motivez abținerea de anumit timp, dar nu e corect. Faceți o... Cea mai mare prostie omenească, pot să numesc. Mulțumesc. Doamna secretar, procentual, la cât s-ar duce impactul asupra bugetului de salarii pe an această mărire? Aproape 10%. Cu cât a crescut de la... Asta gândind la un... La o, cât? 20 de miliarde cât aveți acum salariile anual. Deci ar fi un efort de 2 miliarde pe an, nu? 200 de milioane pe lună la salarizare. Mulțumesc. Da, supunem la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Împotrivă? Domnul Dumnezeu, abținere? Eu abținere, da. Da, 6 abținere și 1 potrivit. Șapte abțineri și 1 apel, da? 7 abțineri, 1 potrivit și 4 apel. Trecem la proiectul... Nu am. Dar să nu uităm ce discuții sunt pentru cei 6 milioane care ia consiliere și cât și din salariații primăriei, parcă ni se dă o avere. Că chiar e unul, papă, ce mă, și așa, nu știu ce e, de acord să duc oriunde. Că nu e asta, poate altcineva are nevoie de ei. Am zis, dar mai e chestie, aici se spune că mărie să ca vreți că în ce mutat în prima, tu ești în dispoziția domnului primar. Da, îi spune și mărie să-i domnului. Deci vreau acordul, nu vezi. La punctul de vieții, vă las o domnul vicină. Să-ți notezi, să prezinti mâine. Portofon. Da. Vă nu te vrei să faci. Cei de acolo și Tim. Noi patru am pus de acolo. Deci, domnul Orheanu, domnul Mărfuț, domnul Durlan. Împotrivă domnul Matei. 6 abțineri cu... 7 abțineri. Legea cu... 7 abțineri și un... Salariul minim, te obligă să mărezi salariul minim. Corect, dacă vrei. Da, trecem la punctul diverse. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Matei. Domnul Mărfuț. Acolo înaintea noastră pe domnul Mărfuț. Da, da, nu-i vreau de domnul Mărfuț. Domnul Mărfuț. Până. Domnul Orheanu. Domnul Marian, aveți cuvântul. Aș dori și eu să știu cum am putea să... Păi cu cine vorbim? Domnul Vici. Hello. Hai, lasă să... No. Aș dori și eu să propun să alocăm din timpul celor care ne ajută la curățenii, la tot ce face cei care trebuie să facă paste 16 la noi în comună, să începem să facem un pic de curățenie pe centru comunic. Asta înseamnă canale să desfundăm, podeții desfundate, cetățenii să fie rugați să-și materialele de construcție din drum, de la gard la stradă, este proprietate publică. Să încercăm să facem niște trotuare.
să încercăm să facem niște condiții pentru cei care au spațiile comerciale în centru. Nu avem loc de parcare ca lumea. Nu avem spațiile ca să cobor cu mașina să parchezi, la fel este un dezastru. Deci ar trebui să începem din partea asta. Undeva am propus, ați propus acolo, văruim copaci, plantăm flori. Chiar sunt curios unde le facem treburile astea. Eu nu am văzut, de când sunt în comuna Căiuță, eu nu am văzut copaci văruiți și plantat de flori. Totodată aș mai dori să luați în calcul când se va face bugetul. Sunt copii care merg la școală, sunt cetățeni care stau în stațiile de autobuz, așteaptă să meargă la servicii. Nu este în regulă ca să stea în ploaie și vânt. Domnul primar deja ne-a vorbit de viitor autobuze electrice. Până la autobuze electrice, azi să facem niște stații pentru copii, pentru cetățenii care merg la servicii, așteaptă autobuzul. Ar trebui să facem totodată în toate satele din această comună niște panouri, cum erau odată, eram eu mic, nu mai știu cum se chemau, erau niște panouri în care se puneau diverse. Cetățeanul X a luat nu știu ce, a făcut. Cetățeanul X... Cum? Nu. Cine știe? Nu mi-a dat aminte. Consiliul local, primăria, au hotărât să facă ceva. Să fie în fiecare sat, în centrul satului, să fie un panou de ăla, ca cetățenii care trec pe drum. Să iei la cunoștință. Am măritat, am luat hotărârea aia, am luat nu știu ce, dar să fie informații. Să panouri. Nu mă opri, haideți să o facem. Vă rog frumos. Au fost discuții că nu-i informăm. Haideți să facem, să le dăm și lor informații. Să mai fi, domnule, dar n-am știut. Totodată aș ruga ca în zonele, până ajungem la sistemul de monitorizare care l-am votat anul trecut, bugetul. Eu așa am mers, că am votat un buget. Sistem monitorizare. Să montăm în toate spațiile unde cetățenii aruncă gunoaie, prin care să-i avertizăm că dacă sunt prinși că aruncă deșeuri, vor suporta o amendă. Acum nu mai știu dacă există vreo amendă dată de executiv pentru deșeuri sau dacă există ceva implementat de treaba asta. Dar ar trebui măcar să informăm. În toate punctele unde avem deșeuri aruncate. Totodată aș dori să rog executivul la buget să adauge. Nu știu cât de mult poate să coste un proiect pentru a executa puțuri. Da, vorbim de proiectul ăla mare, aducem apă de la Pralea, facem dregi. Dar sunt convins că cu un miliard putem face 2-3 fântâni în satele care nu au apă. Fântâni. În mijlocul satului. Nu pe proprietatea primăriei, nu proprietatea privată. Sunt fântâni închise. Iar oamenii când este secetă, zice, nu mai lua, nu mai da la animale. Că nu am eu. Cam atât am avut de spus în... Dacă reușim să facem 50% din ce am zis eu, va fi mai bine. Da. Domnul viceprimar, dacă aveți un răspuns pentru domnul... Nu am notat, dar se spune aia în fiecare zi. Ne-am notat. O să începem să-l luăm în calcul, chiar și la... Da, trebuie luat în calcul, cel puțin. Stațiile de autobuz, care sunt foarte importante pentru cei care merg la școală, merg la servicii. Dacă ai nevoie, dacă vrei unde să mai apasă, una, te rog să vii să-mi spui locale.
Băi, dar este suficient. În loc pe cei care merg șoferul de la școală. Băi, de unde ești? Cei mai mulți copii? Prima să te început. Cei mai mulți copii? În care puncte? Aici, X. Acolo vine prima. Piotru. Descrescător. Când? Conform nevoilor. Când ai timp, vii, mă găsești aici, mie și spui. Aici vreau să stai și aici vreau să stai. Trebuie făcute stații unde oprește autobuzul și unde iar călătorii. Trebuie să reparați și cele vechi. Cele vechi sunt dezmembrate, nu știu dacă ai ce să repare acolo. Puse alte. Puse alte. Adică ar trebui domnul viceprimar spune că sunt stații. Nu va trebui să fac plasat, nu? Asta înțeleg. A, există stații achiziționate, asta spuneți dumneavoastră? Nu sunt. Am două aici care le-am luat din sat. Sunt cate, se pot să repar, să repară și celelalte. Dacă trebuie mâna undeva, mergem, cum zici, cu oamenii, cu copilul, suntem unde o poștă. Poate găsim, la executiv, să angajăm un operator utilaj. Avem tractor, avem bulldog, avem vitanșă, avem accesorii pentru ele, nu le folosim. Da? Nu măturăm străzile, nu colmatăm șanțurile, nu săpăm, nimic. Deci, dacă angajăm un operator de utilaje, rezolvăm o parte din problemele comune. Când avem nevoie să îndreptăm un drum sau să asupăm un șanț pentru care l-a rupt apa, indiferent din zona care este, putem folosi bulldog. Nu mai închiriem. Dar trebuie un operator. Noi tot timpul spunem, nu avem operator. Cam atât am avut dispus, vă mulțumesc. Da, domnul Mati, vă rog. Eu am în 4 puncte scurte. 1. Aș propune ca, făcând domnul primar, ca la fiecare ședință, înainte de fiecare ședință, să fac o informare de 2-3 minute cu ce s-a făcut cu o lună înainte, domnule. Când noi aprobăm atâtea aici și trebuie să spun, domnule, s-au semnat contractul ăla, sau s-a terminat lucrarea aia, s-a făcut recepția la aia, s-a aprobat finanțare pentru aia, s-a făcut podul ăla, adică o informare cu ce s-a făcut cu o lună înainte, părerea mea. Că noi îl aprobăm și în spate nu știm niciodată ce se întâmplă. 1 la 1. 2. Vreau să știu ce s-a mai întâmplat cu punerea aplicarea ghișeului online. Dacă se poate plăti taxele și impozitele online. Noi am aprobat anul trecut un proiect și vreau să știu dacă poți plătesc taxe și impozite de acasă, online. 3. Dacă primăria a achiziționat acel aparat POS pentru încasarea cu cardul la impozite și taxe. Nu vin mereu cu numerar. Așa? Și 3. Dacă doamna secretar general ne poate lămuri un pic referitor la semnătura electronică. Am primit, cum se cheamă, stick-urile alea și l-am pus în aplicație și ce facem noi pentru, ce facem cu el, pentru ce sunt, mai clar, că n-am înțeles prea mult, dar dacă vreți să-mi dați un pic detalii, aflau. Mulțumesc! Da, domnul Nicolae, da, da. Vă răspund eu, când o să vă electronică, descărcați modelul de formularul de declarație de avere și de interese, o completați, o semnați electronic și o depuneți la primăria Căiuții. Și termenul când este? 15 iunie. 15 iunie. Deci în 15 iunie, dacă și le transmit, iar eu le depun la primăria Căiuții, iar eu mă ocup de depunerea lor într-un portal. Și asta le descărcăm și trimitem la primărie, nu? Da. Le puteți pe mail-ul primăriei, tot în formă electronică. Am înțeles. Ceilalți care nu avem semnătură electronică? Le semnați holograf, le scanăm și le depuneți. Dar de ce totuși o parte au și o parte nu? Pentru că serviciul special STS-ul ne-a aprobat doar 5 semnături. Urmează ca pe ce criterii? Pe ce criterii au fost ales cei 5? Pur și simplu i-am ales eu. Care au stat în poliție, pur și simplu i-am ales eu. Eu le-am spus, dar eu i-am ales pe cei 5. Am luat aleator, fără nicio ore. Dacă vă deranjează atât de mult, Deci am ales. Pur și simplu. Eu. Nu,
Pe asta, asta nu trebuie de un mate. E și un an și pe ies. În februarie s-ar putea să avem, s-ar putea să avem. În februarie? Dar și eu, în februarie, s-ar putea să avem. În februarie, s-ar putea să avem. Să funcționeze încasarea taxelor și impozitelor cu POS. A, cu POS. Da, trebuie că până ghișeu în februarie. Și tot în februarie. Până ghișeu în februarie, mai zicurea. Da. Da. Banca lucrează în față. Da. A făcut o corespondență, doamna contabil, cu BRD-ul și sunt eu convenție. Adică e lucrul ăsta cu ghișeul. Da. V-am mai spus că tot în februarie v-am zis și eu. Da. Domnul mă? Da. Da. Mi-a văzut. Poate s-a sesizat o parte din cetățeni, o parte din colegi, că de vreo 3 luni tot mă abțin în continuu. Mă abțin fiindcă am adus la cunoștință la executiv niște derapaje și de 3 luni de zile eu vorbesc, eu aud. Mă refer la dastărul utilizat în afara programului luni, vineri, non-stop, mașina dastăr. E mai rău decât particularul domnului meu. Sâmbătă, duminică, el n-are treabă cu instituția. Are bani, a văzut că scarii bani mulți și își permite. Asta e rău, își permite. Eu nu-mi permit să accept aceste derapaje. Și mai am iar o problemă din motivul care mă abțin. La tot din partea executivului, vorbisem eu cu domnul Durlan și alți colegi au mai adăugat, să punem în regulă buldo și vitanja. De 3 luni, acela l-a răspuns. O tăcută de Gheorghe Mutu. Nici o problemă. Asta e vis-a-vis de ce mă abțin în ședință. Până nu lucrurile intră normal, nu pot să fiu de acord. Îmi pare rău că sunt proiecte bune pentru dezvoltarea comunei, dar vreau să intre lucrurile normal. Atât timp cât trebuie fi pe aici, asta e situația. Nu pot să accept așa derapaje. Vis-a-vis de problemele pisate, vis-a-vis de dispensar mai întâi, am adus la cunoștință și eu, și domnul Durlan, și domnul Orcheanu, ce se întâmplă cu dispensarul ăsta? Am dat 17-18 miliarde ca să facem parcare la... nu știu pentru ce. Am o rugăminte și la Consiliul Local și la Executiv să doamna doctor să, la următoarea ședință ordinară să fie adus aici să ne dea explicații. Ori dânsa, care e motivul de nu pleacă, ori dumneavoastră nu o lăsa să plece. Adică să selectăm neghina de... că nu e regulă. Am cheltuit atâția bani, pentru ce? Nu vreau răspuns acum. Nu vreau. Nu vreau că-l știu. Nu. Să ne spună doamna doctor mai concis așa. Păi eu știu. Eu de exemplu nu știu. Dumneavoastră nu știți că nu vreți. Cetățenii nu știe că nu sunt informați. Păi haideți să informăm dacă ați venit, ați deschis subiectul. Da. Haideți să ne dea un răspuns, domnule. Da. Vorbim doamna doctor, îi convine situația de aici. Dar confortul de aici putem să-l asigurăm dincolo. Care e problema? Dincolo va plăti curentul singur. Nu, putem suporta de la buget dacă s-a ajunge acolo. Confortul personal. Poftim? Nu-i vorba numai aici, nu-i vorba numai de confortul personal, consider eu. Dar ce vezi de confort personal? Păi, a zis că aici are confort. Haideți să obținem confort și... Are confort, nu confort personal. Păi, nu le amestecați. Personalizăm la confort și pacienților. Nu, pacienții au confort aici. Deci faceți dialog, domnul președinte, faceți dialog. Nu, zice că nu e informat. Ai timp să te informezi. Da. Da. Și vis-a-vis de problemele pe comună. Fermă semnă. Nu. Domnul viceprimar, am o rugăminte. Când începe arapul din toamnă, a trecut toamnă, din primăvară, luați cumva și hotărâți la ăștia care are să-și facă drum prin capătul la bucățile respective, să nu mai întoarcă tractorul cu arătură, ba pe stradă, ba pe drum, cum e la noi. Că se creează mult noroi și e foarte periculos. Deci pe toată comuna. S
s-a cheltuit tot așa de ordinul miliardilor bani la școala Hirtiu și școala Mărcești. S-a făcut băi, s-a făcut fântâni, hidrofoare, instalații, etc. La Hirtiu și la Mărcești nu funcționează apa. Deci, oamenii care au apă cu bidoanele, care au apă cu gălețele, vai mama lor. De ce, de 2 ani de zile, nu s-au pus la punct problemele astea? Că am mai adus la cunoștință, au mai fost nenumărate ședințe problemele astea. Chiar nu răspunde nimeni în comuna asta, în țara asta, fiecare face ce vrea, când vrea. Aia, dacă a făcut lucrare, nu are o valabilitate. Nu trebuie chemat să vă rezolvi problema. Am dat banii, pa, parcă i-ai dat în fântână. Depinde pe cine chem. Păi nu mă interesează. Societatea care a executat lucrarea, nu? Mă rog. Tot așa vis-a-vis de târgul ăsta. Am văzut prin țară, comuna, primăririi se implică mai apăsat, cum ar veni vorba. De exemplu, la noi, cu târgul ăsta săptămânal. Mai bine am cumpărat fabrica de lemne al lui Alma sau cum a fost acolo, o punem la punct și creăm 50-100 de locuri de muncă. Cum? Cum? Mai cadru legal. Este. Primăria a slănit de ce a cumpărat izvoarele minerale. Dar și primăria ce cumpără ca să-i produci 100 de locuri de muncă? Păi să o pune la treabă. Dar ce produci? Să facă fabrică de lemne. De lemne? Da. Dar și cine e administrat? Poftim? Cine e administrat? Consiliul local, primăria. Ce vorbești omul? Ia interesează. Dar să luăm primăria în afaceri. Dar primăria asta adică de ce face afaceri cu izvoare minerale? Aia să... Aia să mai urmă. Ăla e produsul statului, ceea ce spui. Da, produsul statului. Am ajuns la ideea că la noi în comun nu se poate face nimic. Se poate, dar... Nu se poate face. N-avem cadrul legal. Așa, și ar mai vrea să dăm o hotărâre de Consiliu pentru proprietățile care au garduri la, nu musai la drumul de acces, oriunde ar fi ele, să dăm o hotărâre de Consiliu prin care obligăm cetățeanul să-și repare fațada de gard, să o vopsească, să o aranjeze ca să fie frumos într-un cuvânt. Ar mai fi multe probleme, dar colegii mei se grăbesc și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de faptul că domnul vice, îmi pare rău că a plecat domnul primar, că vreau niște răspunsuri, pentru că am înțeles la ce a spus domnul primar, nu suntem o comună săracă, suntem o comună bogată. Și așa este. Nu știu, oameni săraci. Nu, suntem o comună bogată. Dar nu să atâta timp cât pe sfârșit de an, de câțiva ani încoa, se poate verifica. Comuna Crâță își permite să facă anumite achiziții de miliarde. Tot bate mapa în piu când am făcut drumul ăla la Hirtiu, când am făcut o fântână la Mărcești, că am înțeles acum, nu, poate face domnul Șervan din banii privați ai dânsului, poate, na. Își ridică privirea spre cer și se duce și acolo, sursă de apă. Se achiziționează fel și fel de produse care stau pe unde stau. Nu știu cine-i prin comisiile alea de recepție și o să vă dau acum, cred că care semnează pe niște sume, pe niște contracte, lucrări. Poate atenți domnul Drilea și o să trag un răspuns, că o să mai vin cu o completare, că ne-a certat mai înainte. Cine semnează și ce se face? Sunt niște lucruri, cum a spus, cine a zis, să ne fac o informare, domnul Matei, domnul primar, la început fiecare și a zis, domnule, am făcut cu tare achiziții, X achiziții, eu rețin cât și eu, poate cred că mă bucur că domnul Danil, chiar dacă ne mai șicanam, veneam cu fiecare chestii în Consiliu și s-a aprobat și repararea drumului ăla și ăla și ăla. Eu aș vrea să vă întreb acum, domnul Vici și Bănescu, dumneavoastră sunteți cel care lucrați în comună și pentru dumneavoastră erau pregătite întrebările. Ce lucrări s-au executat anul ăsta la întreținere drumuri comunale? Că
dumneavoastră v-aș întreba contractele care sunt și ce sume sunt. Dacă dumneavoastră nu le știți, dar cred că le știți, că bănuiesc, sunteți în comisia de recepție și ne puteți spune. Domnilor dragi, eu vă spun ceva care mie mi se pare de domeniu fantastic. Nu vă e frică să semnați situații de lucrări pe ceva care toată lumea știm și vedem că nu se face. Dom'le, sunt niște miliarde de ani, de ani care pleacă întreține drumul comunal, e mama măsii. Chiar asfalta hântiul de la pod până la mama lui, în Boiști, până acum. An de an, pe sfârșit de an, se fac contractele astea frumoase. Și se și plătesc. Pentru că se fac rectificări, nu le observ, nu se uită nimeni atent. Chiar, atât de bogați suntem, dăm pe afară. Nu găsim 3 miliarde, îți mai facem într-un son de alei. Nu putem intra în centru comunic, că, indiferent, că și eu și toți ceilalți care sunt proprietari sau sunt centrele de sate. Nu se poate face o alei, nu se poate face nimic. Nimic. Și de ce suntem bogați? Că vă spun, în comuna când se construiește la prețuri mai mari ca în București. Oare chiar nu suntem, toți spun, vă spun, da, rămânem spus, asta este, rămân la nivelul ăsta. Că ajungem și am fost de acord atunci și astăzi să punem 1.200.000 să plătim fiecare la apă, când compensând dândaia putea să veniți cu cozonac, cu șampania, să plătiți 3 luni cu noi la toată lumea. Că era mai bucuroasă lumea, vă spun eu, decât un cozonac și un spumos. Dar, na, ăstea sunt. Atenția către cetățean, se bucură, mă rog. Deci, primul lucru care aș vrea să vă întreb. Ne puteți spune ce lucrări dintre centrumul comunal s-au făcut anul ăsta de 5 miliarde? Dacă nu puteți să ne spuneți, domnul viceprimar, că știți. În afară de drumul ăsta de la pod, până la intrare în Hălte, unde îți duce crederul de 3-4 ori și 10 mașini de balastru, aș curios așa și eu să știu, bă, unde să duc. Și nu avem bani. Avem bani. Stimați colegi, avem bani, sunt. Dar nu sunt pentru asfaltare. Îmi pare rău că nu-i domnul primar, că nu sunt pentru alei. Că spuneți, s-au realizat, domnul Drilea, din 2016, unde am plecat lăsând două contracte de finanțare începute, s-au făcut 3 poduri. Și avem 20 de proiecte care așteptăm finanțare. Dar să știți că nu vine. Că dacă le-am înscris numai pe Salim și stai că îți dă, ăla îți dă. Dacă nu te duci și nu te zbați, nu știu cât îți dă și cum îți dă. Să nu credeți că când s-a făcut drumul Hârtiului, eram eu frumos, că am luat 2 finanțare din Moldova. Sau înainte, când a fost domnul Dănilă cu alimentare de apă, canalizare începută, sau alte alimentări, pentru nu-ți bagă nimeni în traise dacă nu te duci. Poți să ai 50 de proiecte. Li depui pe 50 de fonduri. Dacă nu te duci să vorbești, e greu să-ți vină bani, așa dacă așa. Și sunt bani în comuna, că ești într-adevăr. Că de-aia mă contrarează. Păi, dar în 2 ani am avut 1.000.000 de euro în fondul de rumeni. Păi băgam, asfaltam Hârtiu, că a fost 1.400.000 de drum. Am lăsat finanțare 1.000.000 de euro, 8 km de drum și uliți. Care era aprobat mine așa, indiferent ce spune lumea sau nu. Și în 2016, în mare. Haideți să fim alea, că mă pentru receptiv, pentru că numai pe tot felul de porcării din ăstea să aruncă bani, balastru, mașini, credere și... Nu știu, eu chiar nu știu. Pe situații de urgență, de când am plecat, nu s-a pus un tub nicăieri. Un tub și au fost câteva miliarde. Bă, unul, dar s-a stricat un podeț în Vrânceni, unde a venit apa. S-a stricat nu știu unde, mă duc, torn un cap de pod, fac ceva. Haide să facem ceva. O să vă supărați pe mine iar că nu vreau. Eu nu zic. V-am rugat că am avut 2 becuri de la iluminat public, au fost în parcarea aia. Mă rog de dumneavoastră ca de Dumnezeu să pune, să poate coborâ. A spart de 4 ori ronda, am sunat la poliția locală noaptea, nu răspunde nimeni, dar nimeni. Și avem poliție locală cu Audi, cu Passat, s-a mai fost o spargere la un garaj, au fost 5-6 spargere acum pe comuna, că nu găsești pe nimeni. Și de ce plătim noi oameni buni? Că spun numai taxă de poliție, e mică, dar banii tot de la noi sunt. Și plătim 4 polițiști locali. De ce îi plătim? V-am zis, a zis-o domnul Mărcu și ceilalți, și domnul Titi cu Vitanța și cu ăla. Domnule, hai spune în taxă
de vitanjare. Doamne, hai să punem taxe de escavare și de reparații cu buldog, că se face. Doamne, hai să nu mai facem contracte de zăpezire, avem tractor, buldog cu lână. Nu vrem. Dacă vă spun, credeți că am ceva, n-am nimic cu dumneavoastră. Nu am. Nu e cadrul legal, domnule. Nu e cadrul legal să punem o taxă. Noi, Consiliul, nu avem cadrul legal să aprobăm o taxă ferită. Hai să o facem să ne conteste. La judecată de taxă care să creeze venit. Noi nu mai să ridicăm mâna atât, avem cadrul. Haideți, nu știu cum o vedeți, dar spuneți-mi, în afară de 3 poduri în 6 ani, ce ați făcut în Comuna Căiuță? Fără proiectele care le-ați preluat. Că tot vorbim din nu știu ce preț. Suntem bogați, da, suntem bogați, dar vai de mama noastră. Că am ajuns să plătim la apă, să avem apă în casă. Așa de bogați suntem. Deci, nu știu, sunt multe, dar nu vreau să mai zic, că v-am zis așa. Cum se spune, oaia neagră pentru dumneavoastră, pentru că spun o realitate. Eu nu vin să atac pe nimeni, nu vin să spun nimănui nimic. Eu doar vă spun din lucrurile care le văd. Și care le faceți. Nu vă spun altceva, după la cunoștință lucruri înfăptuite și făcute. Nu știu. Vorbea cine vă răs, să facem credite, să facem un drum. Păi facem un credit acum ca să comuna asta să nu mai iasă din ocerbă toată viața. Când sunt atâtea fonduri structurale care se pot aduce. Despre ce vorbim, dragi colegi? Da, da, dacă noi unii suntem împotrivă, suntem împotrivă. Când ne mai... Da. Am o rugăminte, dacă vă notați, refaceți sistemele video. M-am dus și nu merg. Avem, când am prins goțea cu vinerea trecută noaptea, m-am să văd dacă le iau mașina de la PECO, pe camera video. Bineînțeles că nu merge. Și nici asta de aici la Hârtiu, care erau puse, mergeau, nu merg. Să sun la polițist local să nu-ți vină unul, dar nimeni nu răspund ce să vină. Că am zis, am înțeles domnul Matei, cine o mai susține, pentru prima ședință vin cu proiect de hotărâri de desfințăm poliția locală. Păi polițiștii locali vezi oriunde, îți plimbă cu Passatul, cu Audi-le sau e pe tractor, la diverse munci agricole și diverse dărâmături cu buldog, unde îți încasează bani. Se încasează bani. Adică dumneavoastră spuneați când, ba da, sunt, Iisus sunt venit. Și pe mine mă afectează, când am fost în stare să fac canalizare, dar am o fost și invitanță. Care e pentru folosul. Hai, domnule, să impunem taxa, atâta plătești fiecare om. Nu-i la cheremul celui de pe vitanță sau nu știu că la o babă ceri, nu știu cât, la mine, nu știu cât, pe rușine, cât consilier, la ăla, nu știu cât, cât toți de aici. Așa, vicele și primarul și eu și mulți dintre dumneavoastră folosim. Dar haideți, domnule, să-i dăm pârghia legală, că n-are nimeni nimic. Și se poate. Hai să punem noi o taxă. Aduceți-vă aminte care erați, erați domnul vice, cu terenul de sport, când încasam. Dar dacă nu încasam, era mai urât. Când au zis, când aveam taxă. Și a trecut, am dus bani în bugetul local, nu i-a furat nimeni. Haideți să ne punem o leacă cu picioare pământ și să începem să privim spre adevăratele probleme ale comunei. Haideți să ne gândim la o fântână, haideți să ne gândim să dăm drumul la un proiect să asfaltați ceva, chiar dacă e cu cea local, dacă sunt bani, îl facem? Păi, ce facem? Vine unul, spune că ați stupat găurile alea cu asfalt, că, cum sunt în contrariezi, la mine 3 găuri și la pod, ați dat 400 de milioane. 4, 3 sau 400 de milioane, pe cât? Nici un sfert de basculă de bitul. 10 lor. 10 lor. Haideți să fim realist. Gândeți cu pai și puneați, băi, pun covorul ăla, schimb cu totul, ca să nu mai strici. Că sunt, cum dau întreținere drumul ăla asfaltate, le puteți din banii aia de întreținere, nu numai transport, numai nu știu ce drag. Puteți fac, băi, din 4 miliarde cu 1 miliard ascult cu ropurile de asfalt. Că e voi pe reparații. Dar nu o să vrea. Părerea mea că nu se vrea. Așa este. Sau poate, scuzați-mă, sper să nu fie alte interese meschine. V-am zis că n-am aprobat cu parchetul. Domnule, trebuie licitație. Aprobați că faceți licitații. Cu firma autorizată. Nu, că tai ocolul. Nu tai ocolul. Cine vă trage parchetul, domnul viceprimar? Trebuie să știți. Cine? Nu firma. Cine trage faptic lemnul în parchet? Vă e și rușine să spun. Și eu nu vă spun, că mi-e prieten, nu-i mai zic nimic. Și ce v-am spus în ședință s-a întâmplat.
Și se întâmplă. Oare chiar dormiți liniștit pe pieră? Eu nu știu, ferească Dumnezeu. Băi, oameni buni, dacă în ședință vă spun nu, cine vă trage parchetul? Spuneți-mi dumneavoastră. Trăiți-o din mine. Când eu v-am zis nu, tu acolo, blocoară, faci ce trece. Nici măcar n-ați aprobat că organizați licitația în ședință în Consiliu. Nu trebuie. Da, să mai pot face achiziții, cum să fac, să trec bani în buget. Nu-i vede decât unul, doi care știm cu ce să mănâncă și atât. Și restul nici iertați care sunteți. Că sunt 4-5, dacă nu sunt atenți, dați afară din parte și pe depozit consilier. Hai să fie realiști, nu suntem, și eu v-am zis, cu bunii, cu rele, cu greșelile mele ca primar, tot ce a fost, dar haide moleacă să ridicăm privirea spre amărâța aia de jos, care v-au ales și v-au primit aici, pe dumneavoastră și pe noi. Pe noi, am auzit puțin, chiar de la mine n-am vrut să vă mai zic, din salariații primării. Că luăm degeaba 6 milioane, știți, noi cântăși ăștia pe Facebook, banii ăștia. Hai să-i donăm, că nu știu dacă stăm în ei. Dar vă întreb, dumneavoastră, fără noi ăștia la care ne dați salariul administratorului, care ne-a umplut de proiecte, de un an când ați prezentat-o, nici măcar din bun simț n-ați adus să ne-o prezentați. Să-i spuneți, domnule, fata care îi dăm 1 miliard pe an. Domnule, mereu spuneți să fim oleacă mai conciși. Domnule, nu morală. Dar nu morală, e un adevăr care vi-l spun. Mulțumesc, dacă vă fac morală, rămâniți în lumea dumneavoastră. Domnul viceprimar, dacă aveți să ne dați un răspuns, să vorbești și niște... La morală. Sper și sper să fie adevărat. Pentru ce, domnule? Sumele alea care costă domnul Dugar, 5 miliarde pe drum. Dați-mi un răspuns, că... Domnul... Mi s-a făcut pielea un pic așa, că la un... El... La sfârșit de an. El vine cu... O... Chestie... Convingeți-i cu ea. O chestie cu divulgație, vă spune niște lucruri care voi le credeți. Păi stați un pic. Păi, asta e tot. Au făcut, vă ținut din vorbă o oră, a făcut așa, v-am văzut, v-am luat la spate și v-am și ați ajuns să credeți tot ce spun eu. Dacă nu e adevărat că domnul Dorlan, aduceți la cunoștință. Aici avea la iată, aici avea pură curent. Domnilor, a ajuns. Adică să știm. În luna aprilie, PESIC contract de achiziții întreținere drumuri comunale de 80.000 de lei. În luna septembrie, tot acolo, este contract de întreținere drumuri comunale 160.000 de lei. În luna octombrie, tot acolo, este contract de întreținere drumuri comunale de 80.000 de lei. Da? În luna noiembrie, pe 8 decembrie, cred, este contract reparații drumuri comunale pe situații de urgență de 160.000 de lei. În luna octombrie sau noiembrie este contract de zăpezire 30.000 de lei, tot pe drumuri. Mai este un contract de 10.000, transport pe drumuri, material, balast. Și plus achiziții balast și altele. Dacă eu vorbesc prostii, n-aveți decât să mă contrariați și să veniți să spuneți că eu greșesc. Și mai sunt. Noi vrem să facă de 3 ori mai mult, dar să spun, domnule, s-a făcut aia. Eu vă mint, nu vă mint. Că nu știu dacă ne poate spune domnul viceprimar, dacă programul de achiziții publice, unde sunt trecute contractele, este fals. Deci eu astăzi mă pun în genunchi și ce scuze. Pentru ce v-am spus. Vă mulțumesc.
Am și eu câteva probleme. O primă problemă, în legătură cu activitatea de salubritate, un cetățean din satul Bridar ridică problema că nu ajunge mașina de ridicare a gunoiului pe ulița respectivă. Este vorba la ulița la Tudorache și mai solicitat dumneavoastră acolo ca mașina să ajungă până la ei să le ia gunoiul respectiv. Ar trebui dus niște balast la podețul ăla acolo ca să poată să întoarcă mașinile destinate acestei activități. O a doua problemă. Îmi cer scuze că n-am vorbit la proiectul în legătură cu planul de acțiuni pentru anul 2022 prin folosirea celor de la 416. Solicit cu această ocazie să vă notați. Ei trebuie mai bine organizați, iar activitățile trebuie începute dintr-un loc și continuate, nu făcute pe sărite, aici un pic, dincolo un pic și nicăieri nu terminată treaba. Nu am văzut în lista lucrărilor tăiatul vegetației care împiedică circulația. La noi în comună există o problemă în legătură cu acest aspect, în sensul că este vegetație de-a stânga și de-a dreapta, care împiedică circulația și nu în ultimă instanță, eu zic că executivul să vină în întâmpinarea cetățenilor, este vegetație care atinge cablurile care transportă energia electrică, iar dacă cetățeanul ar face o întâmpinare la firmele respective, l-ar costa. Eu zic să o facem noi, și nu pe cel de-a la cetățean. Domnul meu, în toate ședințele sunt ridicate probleme și în marea majoritate a lor aceste probleme sunt repetate. Cerințele noastre ale consilierilor și ale cetățenilor sunt repetate de fiecare dată, lună de lună, an de an. Dacă dumneavoastră executiv, prin persoana primarului, prezent la fiecare ședință de Consiliu, ar face o informare cu cele propuse anterior, în ședințele anterioare, am evita prelungirea acestor ședințe și să repetăm cerințele respective. Permiteți-mi să dau un exemplu. La ședința precedentă, eu am ridicat un număr de 4 probleme. Solicitam numere pentru casele din satele Brânceni loturi, nu s-a făcut informare despre acest lucru. 2. După ce mă voitam de neînceperea lucrărilor la pod în 2 ani de zile, am intrat în anul 2 de acum, la podul de peste Trotuș, solicitam, dar de ani de zile am solicitat amplasarea unor panouri care să ceară limitarea de viteză pe acest pod. Limitarea de viteză și nu în ultimul rând tonaj. Nu putem noi, că nu avem cântar ca să cântărim dacă ține sau nu ține. O a treia problemă o ridicam cu gunoiul, cu sacii aia pe categorii, adică selectiv, colectarea gunoiului selectiv, care este stadiul. Și a patra problemă solicitam modificare. În alte ședințe și din ședința respectivă am solicitat ca executivul să facă o modificare a proiectului, să aducă o completare a proiectului drumului care este prevăzut pentru asfaltarea căiuți Hăltiu în locul la Bălcuțan acolo. Nu s-au făcut în această ședință aceste 4 probleme, informare despre aceste 4 probleme. Și cu siguranță eu sau altcineva, în ședința următoare, o vom repeta. Iată că informarea trebuie să fie făcută. Un alt coleg spunea că nu sunt panouri informative. Domnilor, în anul 2018, eu am înaintat un proiect care l-am aprobat cu toții, în care la capitolul 1, articolul 2, punctul 7, vorbeam de revizuirea, recondiționarea stațiilor pentru călători, instalarea în cadrul acestor unor panouri, afișiere pentru o mai bună informare a populației din comună cu diverse aspecte ale comunității. Dacă s-ar urmări ca toate hotărârile care le luăm noi în Consiliu,
hotărârile să fie duse la îndeplinire. Dacă s-ar urmări să se facă informare de stadiul de realizare a acestor hotărâri și a celor propuse de către noi, am evitat foarte multe lucruri și munca noastră și a dumneavoastră, în primul rând, ar fi cu o mai mare eficiență. Dar se constată un lucru. Vorba aia populară, câinii latră, iar ursul își vede de treaba lui, văd că se potrivește la naibii de bine la noi. Vorbim de ani de zile despre poliția locală, că nu își face datoria, că nu este la datorie, că nu poate să preîntâmpine unele fapte... Așa. Sunt ocupate. De câte ori m-am săturat, sincer vă spun, am propus, poliția locală nu trebuie să stea doar la cheremul unui persoane din primărie. Poliția locală trebuie să-și desfășoare activitatea în baza unui plan de ordine și siguranță publică care este întocmit și aprobat în Consiliul Local. Nici serviciul de apă, în decursul anilor, n-a venit și am ajuns acolo unde am ajuns, nici poliția locală și nevăităm de ea de fiecare dată, nu-și face treaba. Din ce cauză? Nu lucrează organizat, așa cum cere legea, domnule. Și nu în ultima instanță, nu v-am întrebat, domnule Durat. Și a doua chestiune, nu ne stă în obișnuință nouă și n-am instituționalizat odată ca periodic toate aceste servicii să vină și să raporteze și să informeze în cadrul Consiliului Local cu probleme. Amintiți-vă în ședința cea cu apa. Angajat de la serviciul de apă nu cunoștea care e datoria, cât sunt contractanți, cât sunt... A trebuit să meargă după documentație. Oare dacă acest serviciu avea o problemă și tu ca angajat acolo la acest serviciu nu te frământi și nu cunoști toate datele probleme, este o semn de întrebare mare. Eu mi-e pare rău că n-a fost domnul primar, pentru că foarte multe lucruri depind în mare parte de dumnealui. Sper că îi transmiteți aceste chestiuni. Să și intre în obișnuință, să intre în obișnuință, să informeze cu cele solicitate de către consilieri, să vă stea tuturor executivului să vă intre iar în obișnuință, să respectați hotărârile și să le duceți la îndeplinire hotărârile care sunt luate în cadrul Consiliului și în felul ăsta cred că noi n-am mai fi judecați că suntem niște oameni în plus pe aici. Ar fi foarte multe, timpul este înaintat, vă mulțumesc pentru atenție. Și așa vă rugăriți, mă scuzați, la toate misiunile care le-am spus, domnului viceprimar, doamna secretar, vă rog să notați ca pe interpelare, ca până în ședința următoare, la toate aceste minciuni vis-a-vis de sumele la contractele care vi le-am enumerat, să ne le puneți la dispoziția Consiliului Local, să ne uităm ce lucruri s-au făcut, sumele, cine a semnat recepția, exact unde s-au dus. Nu trebuie să fie deschidere. Da, domnule, ai contractele alea s-au făcut, nu trebuie mint eu. Vă rog și spuneți că am ceva, nu am. Că sunt cetățean și eu care plătesc lumina public. V-am zis într-un loc, domnule, vă rog de 2 ani pentru 2 lămi sau 2. Nu vreți, ați achiziționat strâng de 2 miliarde cu lămi. Și nu punem 2 lămi, ne rugăm dumneavoastră de nu știu când. Dar nu-i interes că Durlan a fost primar și are ce are cu voi. Că aia e ideea. Dar e bine că mai sus de mine ați spus 20 de lămi din caz. Eu aș fi tot. Dar nu e nicio problemă, nu puneți. Când pun pe banii mei. Acolo s-a ajuns. Durlan are ce are. N-am nimic cu voi. Vă spun doar o realitate a comunii. Atât spun. Nu mai mult. Vă rog de 2 ani pentru 2 becuri și nu. Le-ați și luat. Dacă le-o dărâmat, nu erau oameni. Le-ați luat. Și capul și tot. Asta se. Dar mai la deal ați putut pune 20 de lei. Că aia doare. Că nu sunteți, nu aveți nimic. Ca să nu zic că te mai cer. Da, am și o întrebare sau o nelămurire. Pe ultima ședință, domnul Mahalea a cerut o situație vis-a-vis de izlazul comunal. Aș vrea și eu, dacă aveți cunoștință despre lucrările executate pe izlazul comunal sau utilaje achiziționate de către asociații. Că știu că bănuții s-au virat către APA conturile asociației.
Ce a făcut în anul 2021? Pentru că a trecut aproape un an și le-am dat în concesiuni acel teren. La un preț convenabil. La un preț convenabil. Și aș vrea să-mi dați răspunsul acum, dacă se poate. Poți să-mi chem pe... Nu. Ce cunoștință aveți dumneavoastră, domnul viceprimar? Pentru că așa ni s-a spus data trecută. O să-l chem, au trecut două ședințe, azi putem la a doua ședință și n-a schimbat pe nimeni. Haideți să vorbim concret, dacă știți. Dacă nu, așteptăm să vină domnul de la... Eu nu tot mă plimb prin comuna de aici, la Căiuț. Nu știu dacă s-a făcut ceva în zona Hilteului. Colegii de la Hilteu pot confirma. Eu confirm că pe izlasul de la Bledari, Popeni, nu s-a făcut nimic. Deci acolo eu văd cu ochii mei, nu trebuie să-mi confirmați dumneavoastră. Acolo știu, nu știu, poate s-a făcut în partea cealaltă, pe la Hilteu, pe la... sau poate achiziționa ceva, eu știu, vreo... motul cositoare, vreo... cu banii aia pot... Nu, am înțeles că pot achiziționa și unelte, utilaje, tot felul de chestii. Dacă poate au achiziționat... Dacă trebuie să reținerea izlată, încercă folosea pe la da. Îmi dați un răspuns acum sau așa? Nu. Mulțumesc. Nu vreau să cred că... e ceva de plan la mijloc. De nu vreți să dați... Nu vreau să cred. Odată ce nu-mi dați răspunsul, mă duceți în latura aceea. Vă scuzați că e intervenit, dar avem un invitat. Ar trebui să rezolvăm. Nu, am nimic, că aștept că am intervenit. Da, eu atât am avut de... Domnul Mărcuț, mare două vorbi și apoi dăm cuvântul domnului. Vreau să dăm timpul înapoi de ce a spus domnul Orteanu. Că gunoiul de la poziția de la Bidar, la Tudorache, doamna farmacistă care a fost, nu se poate ajunge acolo. De acord, așa este. În 2020, colegii v-aș aduc aminte, la bugetul pe 2020 am fost, cred că singurul care a fost vehement să alocăm bani din buget pentru... Și colegii poate să spună. Hai să zic pentru ce? Pentru talarea acestor uniți. Să dăm Condei, să bani la drumul. Avem dăbdare. Tudorache, Condei, Boiștea și la Moța. Ți-aduce aminte, domnul? Da. S-a alocat bani la buget și atât. Demersurile, vorba lui domnul Orteanu, a murit. Și astăzi ne plângem că nu ajunge mașina de gunoi, nu ajunge ambulanța, nu ajunge pompieri. Din ce, domnul viceprimar? Din nepăsare, din indiferență. Indiferența ucidii. Asta este. Mulțumesc. Da, avem și un invitat. Am luat la cunoștință despre plângerea făcută de către dumneavoastră, către instituția prefectului. Nu m-a plângit. Da. Din păcate, 9 dintre colegii noștri au fost pentru a se respinge plângerea dumneavoastră în Consiliul Local. Dacă... Da, deci nu sunt invitatul dumneavoastră, nu m-ați invitat. Am venit eu că am auzit că o să aveți ședință respectiv pentru problema aceasta. Nu am putut să vin și chiar n-aș fi putut să vin ca să asist la discuțiile noastre, că nu vreau ca să vă, eu știu, să vă schimb părerele. Dar am vrut totuși să vin. Să vă aduc la cunoștință anumite lucruri pe care eu le știu și cred că dumneavoastră nu le cunoașteți. În ce sens? Așa cum am spus în ședința, când dumneavoastră ați aprobat și acele fișe de fundamentare și plățile acelui deficit bugetar... 29.000. Da? Deci am să continui să vă spun. Noi avem în comună un serviciu de apă și canalizare care nu funcționează. În urma ședinței am avut o discuție cu domnul primar, prin care mi-a manifestat, eu știu, nu dorința, intenția de a ajuta acest sistem printr-o expertiză. Expertiză care, dacă ar face-o altcineva, ar costa de 30-40 de mii de lei. Dar eu am spus, domnule, pentru că mă interesează acest sistem, pentru că e început de mine și numai atât, pentru că sunt în comunitate, am să fac această expertiză, dar nu am să o fac oficial, pentru că nu sunt atestat. Dar știu să o fac. Și despre asta, ce mă nebucură, nu știu ce. Și atunci am luat legătura cu serviciul că am nevoie de anumite date. Când am venit la primărie și am cerut cartea tehnică a acestui serviciu, parcă am pus primăria în capul cuiva. Deci nu există așa ceva. Deci ar fi trebuit
să existe cele trei proiecte. Proiectul de alimentare cu apă Popeni, Căius și Bidar și notele de urmărire anuală a acestui sistem, plus fișele de fundamentare a prețurilor și toate procesele verbale care au stat la urmărirea rețelelor și la lucrările care s-au făcut pe rețele. Nu există așa ceva. Mai mult, în fișa de fundamentare pe care dumneavoastră ați aprobat-o în data de 29, era o fișă de fundamentare a unui tarif, a unui preț, la de început. Ori noi suntem la 20-lea an al acestui sistem. Deci, practic, trebuia o fișă de modificare sau de mărire. Deci, în legislație, în nomenclatură, spune destul de clar acolo care fișă trebuie. În fișa respectivă, dumneavoastră, trebuia să vedeți acum 3 ani ce preț am avut, în următorii ani ce lucrări s-au făcut și de ce solicităm acest tarif mărit. Ca ei de la București să spună, da, domnule, uite, s-au făcut lucrările astea, sunt de făcut lucrările astea. Deci, puteau să urmărească acest lucru. Mai mult, cei de la LAPĂ se plâng că ei, dacă se duc cu fișa, nu le aprobă cei de la ANRSCE. De ce? Spune, pentru că le se impune ca apa care este pompată să se regăsească 75% în apa uzată, canalizată. Ori la noi nu se poate face așa. Pentru că eu în memoriu n-am scris chiar toate detaliile. Am spus că nu ați analizat corect fișele de fundamentare. Și așa este. Dacă eu am pompat 100 de metri cub de apă, nu pot să am 75% și canalizată. Din cauza că eu nu am consumatori, toți consumatorii branșați la canalizare. Deci eu trebuie să am 75% numai din cei care au și canalizare. Oricum pot să vin să fac un preț când eu nu am toate datele astea corecte. Mai mult, pe apometru de la apă, general, eu trebuie să am suma, cantitatea totală. Pe contorii electrici, la fel trebuie să am valoarea totală a energiei consumată, ca să pot să fac un calcul. Cum să o fac? Dacă la Popeni, pe același contor, există și hidroforul, care face altă treabă, la Căiuț, pe contorul de la canalizare s-a pus și consumul de la apă și atunci eu nu pot să fac câtă energie am pe canalizare, cât am pe apă. Cum ați putut dumneavoastră să credeți că acea fișă de fundamentare este corectă? Eu vă întreb. Eu am analizat și am văzut că nu puteți să faceți calculul ăsta. Mai mult de atât. Sunt greșeli făcute în fișe. La canalizare am 1 leu și 40 de bani la energie, la apă am 1 leu și 30 de bani sau cam așa ceva. Domnule, nu se poate. Deci, cele care e atent, canalizarea nu consumă. Nu știu. Deci eu vă spun încă o dată. Deci nu că a fost o pretenție a mea sau am venit eu ca să vă șicanez pe dumneavoastră. Dar haideți să facem să fie corect dacă facem. Și de-aia am spus, domnule, de ce nu facem ora zero? Domnule, de aici încolo, punem doi contori. Că nu e așa de scump să pui doi contori pasanți pe hidrofor 1 și pe apă dincolo 1. Fac diferențele și atunci pot să calculez corect. Lăsăm greșelile care s-au făcut. Toți am făcut greșeli. Că dacă aveam făcute toate cum trebuia, atunci poate era mai simplu. Dar cum putem noi să venim acum să calculăm, să facem un preț așa de mare, când noi n-am făcut nimic în 20 de ani la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare? Cei de la ANRSCE spun într-adevăr, dumne, la mine nu poți să vii să-mi spui că tu nu ai canalizarea, că nu ai toți consumatorii de apă la canalizare. Nici ei nu și-au făcut treaba. Că ei trebuia, în momentul când au văzut că noi ne ducem cu prețurile astea și nu aveam ce ne trebuie, trebuia să spună, știi ceva, dumne, nu-ți dau niciun preț, fă-ți regulă în sistemul de apă și canalizare. Ei au spus, nu mă interesează, pe noi nu ne interesează, e obligat să fac așa, au făcut un preț pe care nici măcar nu îl respectă. Eu un contract, și dumneavoastră cred că aveți tot la fel, cred că ați văzut contractul că e pus la... Am 2,58 lei pe apă potabilă și 1,95 lei pe apă uzată, da? Foarte frumos. În factură nu este așa. În factură eu am consumat 10 metri cub de apă,
Deci mi s-a pompat 10 metri de apă potabilă și 2,58 lei și 7,5 litri de apă la canalizare, tot cu 2,58 lei. Am făcut un calcul. Din aprilie 2021 și până la 31 decembrie 2020, am plătit 106 lei în plus la sistem. Și nu mai pun că am mai plătit și datorită faptului că nu mi se aduc facturile la timp acasă, plătesc penalizări. Pentru ce? Pentru incompetență sau pentru că ăla nu vine la treabă să-și facă treaba? Știți cum e? Plătesc 50 de bani sau 25 de bani sau 2 lei. Nu asta contează pentru mine. Pentru mine contează că sunt considerat un preot platnic. Că așa apare. Că dacă nu ai plătit, înseamnă că ești preot platnic, nu? Mai sunt probleme pe rețea. Mi s-a comunicat că, domnule, în partea de la postul în jos avem tot tipul intervenții. Păi da, din cauza hidroforului. Pentru că hidroforul are o presiune puternică. Fiind vale acolo, presiunea acolo se duce și sparge tot tipul conductă. Dar acolo se pot pune niște redutoare, se pot face. Deci, hai să facem, să ne ocupăm. Cel de la apă, am venit de vreo 2-3 ori în primărie, el era pe curte, pe aici, nu știu ce făcea cu alții. Păi bă, dacă ești pe sistemul de apă, tu trebuie să știi și în noapte, dacă te trezește cineva, trebuie să știi în respectiva zonă câte bani ai, pe cine ai. Nu există o evidență. Cum putem noi să facem atunci o expertiză dacă noi nu avem nimic? Nu avem nimic. Trebuie să știm fiecare tronson, cu ce fiu are conducta, pe fiecare tronson câți consumatori am. Dar nu se face, nu se vrea. Și eu am fost supărat pentru că în momentul când s-a preluat de la primărie, din compartimentul primăriei, s-a dus, că așa e, până la urmă am sesizat că în 241 legea apei spune că nu se mai acceptă decât când 51 se acceptă, dar numai dacă este un serviciu. Ceea ce nu este corect, pentru că eu nu am la ce face serviciu atât timp cât rețelele mele nu sunt corect executate și nu am continuitate apă și canalizare. Eu consider că ar trebui să facem o analiză amănunțită. Eu înțeleg, avem un singur, deci avem doi oameni, cum te-am văzut până acum în sistem. Un contabil, care într-adevăr știe sau nu știe, sau ar trebui să nu știe. Dar partea tehnică e cea mai care ne omoară. Noi am omorât pur și simplu, noi am omorât acest sistem de apă și canalizare. Pentru că nu am mai făcut nimic între timp. Am avut 6 pompe, adică am avut 4 pompe, mai funcționează 2. Și ăstea gâfâind. Pentru că e una să calculezi, să ridici apă pentru un sat, cum a fost calculat rezervorul la Popeni, și alta pentru 2 sate. 3 chiar, Blidarul și Popeni și Căiuțul. Pentru că ciclul de funcționare a pompelor este foarte mărit. Și așa. Dar întrebi un om, a fost Danilă Cristian. Era un excepțional om în ceea ce privește tehnic. N-am știut să-l menținem. Și poate nici el n-a mai vrut, pentru că erau foarte multe probleme și atunci omul și-a găsit altul. Să stea domnul primar cu bani la 5,6 lei. Vedeți dumneavoastră, băgându-l în serviciu, legal așa este. Serviciul trebuie să-și creeze toate cheltuielile. Dacă el rămânea compartiment, primăria putea să-l ajute. Dacă noi făceam extindere de rețele și băgam și consumatorii la canalizare, aveam mai mult de unde să luăm. Dar așa cu 100 de consumatori sau cu aproape 1000 de consumatori, exact cum ați spus, dacă poți. În moment zero să se ia de la cap, să vină cu investiții, să-ți punem la punct, la anul ne lovim iar problema. Da, eu v-am asistat la discuțiile dumneavoastră și chiar nu că mi-au plăcut în sensul că îmi plac divergențele sau nu. Nu, este constructiv să ne întrebăm. Dar zic eu că totuși Consiliul n-ar trebui să roage de executiv. Eu așa știu. N-am citit de mult legea. Dar eu știu așa că primarul este obligat la fiecare ședință să vină să informeze cum s-au rezolvat hotărârile pe care dumneavoastră le-ați luat în ședința trecută. Eu cred că n-a dispărut asta din lege. Și mai mult, în regulamentul dumneavoastră de funcționare aveți la fel. Și
Dumneavoastră, consilieri, nu trebuie să așteptați proiecte de hotărâri făcute de domnul primar sau de executiv. Și dumneavoastră aveți posibilitatea asta. Înainte aveați un secretar al Consiliului Local, care va ajuta din punct de vedere juridic. Acum nu ne mai ajută. Păi nu, doamna secretară este a primăriei, dar aveați un secretar care era numai a Consiliului. Domnul Daniel, îmi permiteți? Da, poftiți. Problema se pune în felul următor. Eu zic așa, aveți dreptate. Proiectele pot fi inițiate și de către consilier sau un chiar de cetățeni. Chiar de cetățeni. Problema care se pune, și doamna general poate să confirme dacă da sau ba, cum primarului îi se îmbracă un proiect ca idee, îmbracării proiectului din punct de vedere legislativ și toate cele ce trebuie să cuprindă proiectul respectiv, fundamentări și așa mai departe, în același lucru trebuie să lucreze pentru că nu-i pentru unul număr și pentru altul ciun. Exact. Din acest punct de vedere, eu am înaintat proiect personal, am mers la doamna secretar, confirm că mi-a dat sprijinul necesar. Înțelegeți? Problema este alta. Că proiectele și ale primarului și a puținele ale consilierilor și așa departe, ele nu sunt urmărite. Ele nu sunt duse la îndeplinire în totalitate și nu se informează despre modul de îndeplinire a celor propuse în acele proiecte. Și v-am dat în cuvântul meu. Dinainte am exemplificat lucrul ăsta. Cât despre faptul că dumneavoastră spuneți că nu trebuie să ne așteptăm ca executivul, să zicem așa, și noi să tragem la răspundere. Nu odată am făcut interpelare. Vă informez, o știu și colegii. Nu trebuie, o interpelare că eu sunt un invitat. Păi nu, discutăm între noi despre toate cele. Legislația nu te ajută pe tine. Deci dacă eu fac o interpelare, un fel de tragere la răspundere și îi cer primarului să o facă respectiv. Ce pățește? Absolut nimic. Doamne. Nu sunt măsuri. Dumneavoastră ați făcut o interpelare către prefectură și așa mai departe. Eu astăzi am fost împotriva acelui proiect. De ce? Pentru că noi consider un lucru. Atâta timp cât tu, ca serviciu de apă, vorbești despre o anume chestiune, că se fură din sistem. Nu se fură din sistem. Nu se fură, se pierde. Se fură foarte puțin. Se fură foarte puțin. Bine. Dar de ce? Dar dacă există această suspiciune, de ce trebuie și puținul ăla acceptat? Deci, domnul Orian, nu trebuie acceptat nici puținul ăla. Deci dumneavoastră ați analizat mai mult în 29 furtul de apă, care nu există. O fi existent de foarte puțin. Toate pierderile pe care dumneavoastră, să le zic așa, vi s-au pus în discuție. Eu am spus pierderi, poate să fie prin furt sau nu prin furt. Exact. Doi. Deci nu m-a referit. Pentru că atât timp când nu-i demonstrat, nu poate fi furt. Posibil furt, am spus. Posibil furt. Da. Și iar partea arată de pierderi tehnică. De ce nu se rezolvă? Spuneți vreastră că nu se pun reducare, că pogrești odată, presiunea e mare și așa. Spune, nu se vrea. Și atâta timp cât nu, o treabă nu este prost făcută sau cu jumătăți de măsură, ne-am văitat veșnic de acum încolo despre acest serviciu. Păi da, domnul Păteanu, deci dacă noi analizăm corect, măcar acum când am ajuns la deficitul ăsta bugetar, ne dădeam seama, păi au fost ani întregi când am avut foarte multe pierderi. Și pe stradă, și de la pompieri, prin lege, pompierii. Bine, acolo lege spune de pompieri care sunt al comunității noastre. Trebuie să aibă un contract de consum de apă. Dar măcar un proces verbal prin care să spună, domnule, s-a consumat cam circa atâția metri cub. Și atunci a dus la cunoștința populației și populația pe sigur că a achitat. Dar trebuie prevăzut în contract. Eu, de exemplu, un contract nu am prevăzut nimic. Spune doar atât. Voi plăti conform apometrului. Dar nici mai mult, nici mai puțin. Când s-a venit cu propunerea aia cu mărirea prețului, că au fost pierderi de muculoare, de altă culoare și așa mai departe, să uizează de termenul fundamentare. Acest termen semantic al cuvântului fundamentare înseamnă că încerc ceva, trebuie să fie argumentat, științific, tehnic, economic, din toate punctele de vedere și cu argumente certe. Ce argumente s-au adus? De ce se acceptă termenul de fundamentare? De ce? Să vă spun de ce. Pentru că această fișă este fundamentată, înseamnă că o face serviciu
Dar nu-i fundamentare, nu-i realitate. Ascultați puțin. Consiliul local o verifică, se duce după aia la NRSCE, ăia stabilesc prețul final și de-abia după aia vine la Consiliu și o aprobă. Ori dumneavoastră, practic, ce ați aprobat? Ați aprobat o fișă de fundamentare, nu un presapă. Dar nici ăla nu era făcut corect. Păi îmi spune acolo în fișă... Fără argumente... Da, reparații cu terți, 80.000 de lei la apă. Reparații cu rente, 40.000. Adică, pe ăla trebuie fundamentate. Ce înseamnă? Fundamentat, de ce să compun acest... Exact. Exact. Domnul, nu poate confirma doamna secretar. Eu știu că prin legea bugetului, pe investiții, dacă se vine cu un proiect de reparație cap-coadă, să-l pui la punct, se pot aloca bani. Pe investiții, la capital, deci ca și capital, primăria este obligată, nu face acest serviciu. Ei fac reparații, extindere de rețele, instalații și nu știu ce. Dar în lege, m-am contrazis și cu doamna secretară și totuși am reluat legea și am văzut, scrie că totuși se pot da aloca din bugetul local anumite sume, chiar pe consumul cheltuieli curente. Se poate, deci a rămas în lege și m-am uitat în lege și am găsit. Deci, dar asta spun eu, că trebuie serviciul să fie pus la punct. Noi am zis în hotărâri, spuneți că aveți 3 oameni. Am găsit 3 oameni în fișa de fundamentare pentru apă și unul la canalizare. Deci ia către că-s 4. Și atunci am ridicat consumurile, nu? Deci iar nu este ceva corect. Eu nu am nici împotrivă să fie și 5 oameni. Dar ia de să putem să facem ce trebuie. Dacă noi rămânem cu același sistem, nu putem nici cu un om sau doi să ne acoperim cheltuielile. De asta v-am zis atunci. Că nu-i soluție. De aia zic, eu chiar am fost de acord pentru banii aia. Îi dăm, numai să mergi mai departe. Și mai mult de atâta, în factură, spune niște o aberație, cheltuiel nu știu care, 60 de lei, dar nu spune mai conform o dărâre a Consiliului Local, conform cărui. Ca să știi tu cetățean împotriva cui te pornești în instanță, să-ți dea banii înapoi. Dar problema este alta, că eu am venit aici la primărie și discutam ca să pot să fac o... eu știu, o analiză, și oamenii vineau și capitau și îi întreba de ce achiziți. Domnule, că au zis că nu ia apa și nu știu ce. Asta este. Da. Eu atâta, nu vreau ca să vă mereți și așa a fost cam lungă. Deci eu nu am venit încă o dată, spun. Nu am venit nici să vă schimb părerea dumneavoastră, nici să vă schimb hotărârea pe care o luați în problema dumneavoastră, dar am venit să vă spun totuși că nu este corect. Domnul Daniel, veniți și mai informați Consiliul, știți din sistem și ne-ați știți, dacă spuneți cu primarul, noi suntem de acord. Apucați-vă și faceți o expertiză să vedem pe ce stăm. Până la buget să putem aloca o sumă de bani să știm că facem un nou început. Eu eram viceprimar la începutul. Era un consiliu de consiliu, vă spun. Am avut consilieri. Nu întâmplător, unul din primar a plecat după 9 luni de zile din primărie. Dar atunci nu se punea problema că eu sunt la partidul ăla sau la partidul ăla. Erau al comunității. Ori de foarte multe ori în consilii, și când eram eu primar, foarte multe partide mai mult dăunează în comunități. Pentru că fac acele cercuri care aprobă orice. Și nu-i corect. Dar vinovați suntem tot noi, cetățenii. Nu venim să punem presiunea asupra dumneavoastră. Că dacă cetățenii ar veni să facă presiunea asupra dumneavoastră, n-ați mai aproba așa orice. Dacă știți, acum vreo 2-3 ani, Cotofan a făcut o acțiune în instanță. N-a fost ajutat. Că dacă era ajutat, noi consilierii care, cei care, consilierii care au aprobat cu izlazul, plăteau. Și vă spun eu că plăteau sigur. Și am spus atunci președintei la judecătorii, doamna judecătoare, doamna președinte, Cotofan are dreptate. Dar dumneavoastră n-a venit să ceară dreptate, că judecătoria nu face dreptate. Judecătoria constată dacă s-a respectat legea sau nu. Aici a fost diferența. Că el n-a știut lucrul ăsta. El a zis că are dreptate și s-a dus să ceară dreptate. Nu, domnule, trebuia să fie ajutat să demonstreze că legal nu era corect. Și asta v-am spus tot. Declarație.